Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne aflăm în comuna Nușcușoara, în satul Zbogițești, acasă la domnul Ion Rodoș. Bună ziua, bine v-am găsit! Să rămână, bine ați venit! Domnul Rodoș a venit cu o surpriză pentru dumneavoastră, pentru telespectatorii Clar TV și ni l-a adus pe domnul director. George Baciu. Bună ziua! Ne bucurăm să vă vedem! Și eu mă bucur că ne revedem. Ne revedem, într-adevăr! Spuneți-mi ce faceți, cum sunteți? Mulțumesc de întrebare, bine, mulțumim Dumnezeu, ne ține sănătoși, putem lucra. Am venit astăzi să vorbim despre minunățile pe care le faceți dumneavoastră. Minunății pe care nu pot să spun că nu mulți le pot face, chiar foarte puțini pot face ceea ce realizați dumneavoastră. Și aș vrea să-mi spuneți de unde a pornit toată... Poate nu se străduie suficient. Acum nu știm, motive pot fi diferite. Aș vrea să-mi spuneți de unde a pornit toată această meserie, hobby-ul acesta, cum ați început dumneavoastră? Doamne, e o dragoste, pleacă din suflet, e ceva născut, nu știu cum să... Fiecare când se naște, se naște cu o pasiune, să zic așa, nu? Ei, la mine asta a fost, artă, sculptura. Asta mi-a plăcut de mic. Poate m-a influențat și bătrânii, pentru că toți ai mei, tot neamul meu, au lucrat în lemn. Și din partea lui mama, și din partea lui tata. Deci toți moșii mei, să le zic așa, adică mă refer și la frații lui bunicul, lui tata, lui mama, toți au fost tâmplari și dogari. Deci fără niciun fel de excepție. Toți din asta au trăit. Ai lui tata la fel. Tot neamul lui tata au făcut șiță și înveleau case cu șiță. Și vă dați seama, dacă eu de când m-am născut, am crescut în mirosul ăla lemnului, că tata lucra, înainte știți, nu aveau ateliere, lucra în casă, timp de iarnă, vara, când era cald, lucra afară în curte sau în șură, iarna se trăgea cu lucrul în casă și noi stăteam într-o cameră, acolo făcea și mâncare, acolo și dormeam, acolo lucra și tata. Noi stăteam în pat când era mine, uitam la tata, ne jucam cu talajul, cu bucăți de șiță, ne făceam tot felul de jucării. Și vă dați seama, am crescut cu mirosul ăsta plăcut al bradului, că ei mai mult în brad lucrau. Și tata mare mai lucra și în stejar, că el făcea și dogărie. Și făcea doage și din brad și din stejar. Depinde ce lucra. Știți că dacă făcea o cadă din aia, o făcea din brad. Sau... Îi ajutați? La o vârstă, da, am început să-i ajutăm. Dacă eram mici, vă dați seama, ne jucam cu talajul. Da. Și de-aia vă zic, dacă eu am crescut în mirosul ăla plăcut, nu? Și în foșnetul ăla a robancului, a rindelei, de sunt niște lucruri... N-aveam cum să mă îndresc spre altceva. Și mi-a dat Dumnezeu și dar un pic de talent la desen. Un pic mai mult. Un pic de imaginație mai multă decât a lui tata, să zic, și a lui tata mare. Și atunci, normal, că... Da, talentul a început să spuie cuvântul, mă foloseau de mic, le desenam modele, știți că mulți zic, domne, că meșterii făceau, luau modelele dintr-un muzeu, nu neapărat luau modelul și îl crea el modelul în funcție de câtă putere de creație i-a dat Dumnezeu. Știți? Așa au luat formă, au căpătat formă mod. De ce? Vă dau un exemplu. Eu când eram pe clasa 4-a, 5-a, tata făcea canapele, știți, canapele cu spătar, cum făceau bătrânii înainte. Și de multe ori mă punea să-i desenez eu un model de canape, așa ăla rămânea. Ați înțeles? Inspirația acum, dacă venea atunci. Da, și acum dacă o găsește un muzeograf canapea, o zice, ia uite cum, ce modele făceau meșteri. Erau create de el modele, ați înțeles noastră? Da, da. Eu zic la toți, bă, ca meșter, ai două obligații. Una, să preiei din muzee, să transmiți mai departe modele care le-au creat meșterea cu sute de ani sau zeci de ani, dar să faci și tu din perioada actuală. Să vii și tu contribuția ta. Că așa e simplu. Ei și creezi mereu, adică copiezi mereu. Mi se pare simplu. Copia n-are valoare. Păi oricine poate să... Și un copil după o săptămână, eu pot să îl învăț să fac o furcă de tort sau o lingură sculptată sau o pasăre de asta. Dar asta nu înseamnă că e meșter. Da. Eu un meșter îl recunosc după ce poate să-și creeze și el modelele lui, motivele lui, care nu are nicio legătură cu motivul ăla de acolo 100 de ani. Poate să se inspire din el, dar să vii tu cu creația ta. Adică trebuie să aibă o legătură. Problema este ce aduce în plus.
Ce aduce în plus? Păi la asta mă refeream, la partea de creație mă refeream, domn director. Și cel mai concludent exemplu e ăsta. Uite, tata făcea păsări din astea. El le spunea cuci. Și toți bătrânii, nu numai el făcea. Toți și țarii mai priceput făceau păsări din astea și le punea pe moțurile acoperișului. De regulă în fața casei, la, unde se termina coama, chiar la coama montau un vârf și pe ăsta punea pasărea asta. Ei le spunea cuci. Eu am aflat ulterior de la muzeograf foarte buni că de fapt e binecuvântarea casei și are o legendă superbă. Dar nu vă spun că e lungă și mie îmi place să povestesc și lungim emisiunea foarte mult. Așa, deci tata făcea pasărea asta tradițională, da? Asta e un model de sute de ani, exact cum îl vedeți, da. Cu nicio îmbunătățire. Este din două piese și e făcut din lemn de șiță. Uitați, corpul și coada e o singură bucată de lemn și aripa o bucată, se și vede. Da. Sunt spintecate cu cuțitul și petecute, deci nu sunt lipite. Fulgii nu sunt lipiți. Și după aia e făcută îmbinarea asta în lambă, o numim noi meșterii, în lambă, băgată forțat aripa ca să nu iasă și asta e pasărea. Înțelegeți dumneavoastră? Da. Eu cunoscând tehnica asta de mic copil, că am făcut și eu, că îmi plăceau cum arătau și m-a învățat tata și pe mine. Și până la urmă, fiind copil de șițar, le făceai și din joacă, tot o nimerei, până la urmă. Știți? Că trăgeam cu coada ochiului, cum face. Eu am preluat modelul, l-am transmis, am învățat și elevii mei să facă, inclusiv copiii mei, că lucrează toți trei. Fata deja și-a luat acum atestatul odată cu mine, atestatul de meșter, e foarte talentată, băiatul mare la fel, băiatul cel mic lucrează mai mult în plărie, exact cum lucrau bunicul cu tata. Lui nu prea îi place sculptura, nu că n-ar avea talent, n-are răbdare. Da. Îi place să lucreze exact cum lucrau ei, să facă șiță, să lucreze tâmplărie, să ne pregătească nouă materialul. Bun. Deci, cunoscând tehnica, am folosit aceeași tehnică, așa, însă nu m-am mulțumit cu ce a făcut tata și eu am vrut, bă, să mi-aduc și eu o contribuție la modelul pe care îl făcea tata și bătrânii, nu? Așa mi s-a părut mie normal ca meșter. Eu ce meritam? Numai că am copiat, ăsta nu-i meritul meu, e meritul lor. Sunteți de acord cu mine? Clar, clar. Că eu dacă vă învăț pe dumneavoastră, într-o săptămână o face și dumneavoastră. Da, dar nu aveți niciun fel. Merit, că ați exact. Copiat, n-ați creat, nu? Da. Și atunci eu am simțit nevoia să aduc și eu o contribuție. Și am transformat pasărea asta, deci prin aceeași tehnică, ca să nu-și piardă valoarea, ca piesă tradițională, am transformat-o în cocoș de munte. Vedeți? Da. Tehnica e aceeași. Corpul și coada e o singură bucată de lemn, exact cum e asta, și aripa e o singură bucată de lemn. Numai că eu am frânt aripa în două ca să apară cocoșul mai frumos. Când e în perioada rotitului, el ține aripile așa. Știți? Da. Și atunci eu am frânt aripa, am făcut-o dreaptă, cum o vedeți pe asta, după aia am frânt-o în două așa. Da. Se vede. Se vede, da. Dar e aceeași tehnică. Numai că nu mai e aceeași piesă. Exact. Vedeți? Da. Asta e cuc, cum îi spunea tata, asta e cocoș de munte. Și eu i-am dat denumirea și de Nucșoara, cocoșul de munte de Nucșoara, ca să-mi promovez și eu comuna, că merită. E o comună foarte frumoasă și specială prin istoria ei, comuna Nucșoara. Nu mai intrăm la mănunte acum, știți despre partizan, despre, mă rog, s-au petrecut multe pe teritoriul comunei Nucșoara. Și sunt foarte mulțumit. Pentru că la un moment dat, domnul primar cu Consiliul Local au dat hotărâre și a devenit oficial simbolul Comunei Nucșoara. Foarte frumos. Dată hotărârea, aprobată de Consiliul Județean, am și hotărârea aici, da, uitați. Da, avem aici. Da, puteți să o prezentați. Sigur, sigur o să arătăm spectatorilor. Deci este oficial simbolul Comunei Nucșoara. Și sunt mândru de asta. Dar vedeți, asta e contribuția mea. Ca meșter. Asta e activitatea mea, practic. Exact, da. Deci nu m-am mulțumit numai să copiez. E simplu, că oricine poate, până la urmă, poate să zgârie cu briceagul pe oaie să facă o furcă de tors. Nu? Ia modelul din muzeu sau din târguri de la meșteri și să chine într-o săptămână, o nimerește el. Și după aia tot repetă. Eu, la viața mea, am cunoscut și cunosc foarte mulți meșteri și, în special, sculptori, că e domeniul meu. Și eu cunosc și la ora actuală, trăiește, nu vă dau nume, că nu e frumos să nu creadă că jignim pe cineva, dar noi dezbatem o problemă, nu vrem să jignim. Clar. Care toată viața lui n-a făcut decât floarea aia. N-a progresat mai mult. Deci vă spun sincer, fără... Deci dacă ți-a făcut o ușă, altă floare, el nu ți-a făcut pe ușa aia decât aia.
chiar dacă ai vrut-o, vreau, nu, domne, dacă îți convine asta, bine, dacă nu, nu. Ați înțeles, nu? Da, dar e clar că sincer, asta nu poate să aibă viață lungă. Sincer, și să muză genul ăsta, și să muză genul ăsta. Da. Ați înțeles, nu? E, ori eu n-am vrut asta. N-am vrut asta. Da, asta spuneam. V-am zis, ăia bătânii lucrau numai felul ăsta de piese, pentru că probabil atâta imaginație aveau ei, atâta putere de creație aveau, mai multă nu, că apelau la noi de multe ori, v-am zis, să le facem modele și le deselam modele. Să facă mai frumos, adică să nu copieze să nu unul se plafoneze. Da, să nu se plafoneze. Sau probabil pentru că viața era mai grea și nu aveau timp de creație. Exact, e și asta timp o explicație, de... știți? Da. Adică poate ar fi putut mai mult, dar nu-și permiteau să piardă timpul. Pentru că omul tot atâția banii dădea pe canapea sau pe pasărea asta. Știți? Și atunci, fiind viața grea, știți că s-a trăit greu înainte. Nu da. Acum e mâncare peste tot în abundență, bani la fel, dacă te străduiești un pic, faci jos de bani. Înainte nu era, să știți, umblam vara de sculț, făceam și foamea de multe ori, deci era hrană mai puțină, o procurai mai greu, bani nici atâta. Că-ți țin minte, tata mare, tata lui mama, el lucra numai dogărie și frațelui lui, tot așa, moșii mei, tot dogărie. Frațul, tata. Deci dogăria era principala și făceau și mobilier pe lângă dogărie. Și țin minte că ne punea să-i aducem papură după lacuri, papură, da. Ca să bage la doage, la butoaie, la butii, la ce făceau ei. Și îi duceam câte un snop de papură, din aia uscată de regulă, și săracul scotea de la chimir câte o monedă de 3 lei, așa cum era înainte. Da. Și ne dădea câte o monedă, dacă aș ști noastră cât de fericiți eram când vedeam 3 lei în mână. Cum să nu era nu, o nu vă imaginați, da? Pentru că nu era o valoare, pe cuvântul meu de onoare. Deci când aveai un leu ca copil, erai, știți? E banul muncit, asta era satisfacția. Da, da, da. Vă mai amintiți care a fost primul obiect pe care l-ați realizat? Primul meu obiect a fost o jucărie, cred că o sfârlează. De la jucărie am început, cam de la 3 ani, cioplesc, cu un briceag, aveam un briceag în stil pește, era mai micuț așa. Tata avea, că toți aveau bricege, oamenii mari, îl purtau la chimir. Și uitați cum am eu acum la chimir, vedeți? Da. Legat cu lanț, așa, uitam și un briceag cu care cioplesc, de pot să sculptez cu el. Da. Dar ăsta e mai performant, mi-am pus și de tăia geam și de tăia geam la el, uite, mi-am pus diamant, eu l-am pus. Da. De tăia geam, am tot felul de... Însă taie foarte bine, pot să sculptez, vă pot demonstra, pot să vă fac o floare. Da, sigur. Da. Deci noi așa am crezut cu briceagul la, în buzunar, bătânii și tata aveau chimir, cum am eu, îl portau la chimir. Însă ei aveau din ala mai mare floarea soarelui, era o floare soarelui, tot din metal, dar avea floarea soarelui pe el. Și ălea mai mici cu pește ne dădea nouă copiilor. Aveam și noi, toți aveam briceje din alea. Toți copiii. Și ciopleam cu ele. Și am pornit de la jucării. Cred că o sfârlează am făcut prima dată. După aia făceam avioane, le puneam elice și când fugeam să învârtea elicea din șițe, din lemnășițe. Da. Țin minte că făceam, iar luam câte o bucată de șițe, o crestam cu biceagul, legam o sfoară de cânepă. Am uitat să vă zic, mama avea războiul tot în camera aia. Deci în camera aia lucra și mama și tată, deci tot. Și soba și toate le aveam acolo, acolo făceam mâncare. Și luam ață de cânepă de la mama, legam la șița aia, dar o făceam așa mai subțirică și lungă câte șița, de 40-50 cm. O crestam cu briceagul, legam, și când învârteam așa, vuia exact, făcea un zgomot ca avion, ziceam, vum, 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 pe cuvântul meu, domnule. Că de jucăria asta mi-am adus aminte când am fost în Olanda. Am fost în Olanda cu... Dacă se zicea vuvă. Da. Am fost cu doamna Gabriela Penduc, când era directoarea școlii. Eu eram profesor la școală la Pitești și acum activez ca profesor. Și am fost cu dânsa într-un schimb de experiență. Am fost o delegație de 5 oameni de cultură din Pitești, trimiși de primăria Pitești ca să facem proiectul pentru un car alegoric. Și când ne-am întors, eu am făcut macheta, după care s-a lucrat carul alegoric. Și a fost foarte frumoasă experiența aceea. La un moment dat am ajuns cu grupul de acolo de cultură. Vreau să vă spun că au fost foarte omenoși. Am fost tratați ca niște regi, pe cinstea mea. Așa cum meritați. Mi-au dat o valoare, așa.
Și când stând la discuție la o masă la meșterul respectiv acasă, ăsta cândva în trecut a făcut saboți din aia, altceva nu. Și avea niște obiecte colecționate, avea și până în Indonezia, de la de sun în el. Cum avem noi tulnicul, dar tulnicul nostru sună frumos, ăla suna oribil, suna groază, mă rog. Zicea că era scobit de termite, mă rog, adus după în Indonezia. Nu erau autentice ale lor. Din păcate ei și-au pierdut tradițiile și i-am criticat, dar nu s-au supărat. Au acceptat criticile. Da, pentru că au altă gândire. Ei s-au modernizat excesiv și au neglijat istoria. Au trecut cu cea, da, au încă o de meșteșug. Și acum sunt obligați, au obligația să caute în istorie să-și renască. Că zicea, dom'le, din păcate noi nu mai avem meșteri. Ei, deci ei ne prezentau nouă niște obiecte tradiționale ale indonezilor. Da. Și la un moment dat vine cu, că aici am vrut să ajung, exact ca un arcuș de vioară, cu un elastic așa întins pe el și aici un mâner și bătut un cui. Și ăla era exact arcuș de vioară. Și începe ăla meșterul să-l învârte așa prin cameră și când bătea aerul făcea așa, scotea un zgomot, cât. Da. Dar eu imediat m-am friblima, stai liniștit, că aveam traducător. Stai liniștit că ce faci lumea ta e nimica și n-are nici aspect frumos. Păi eu mă jucam cu o șiță ce faci lumea ta, luam și i-am explicat ce v-am zis asta cu ața și da. Făcea mult mai frumos. Ce cum? Păi uite, vă arăt acum dacă aveți o surcică de lemn și face mult mai frumos ca ăsta sofisticat așa. Râdeau ăia, știți, dar ei nu se supără, exact. Că sunt oameni inteligenți și știau că au dreptate, nu? Da. Nu aveau de ce să supere, da. Și cam de la astea am pornit, de la jucării din astea simple, după aia, am început să fac statuete, să fac tot felul de, știți, v-a animale. V-a permis și animale, timpul. Și timpul, că aveam timp berechet și mi-a dat Dumnezeu un pic de talent, nu știu, și dragoste, că dacă nu ai plăcere, degeaba ai talent sau aia, dacă nu-ți place, știi? Da. Că degeaba vă pun pe dumneavoastră să-ți faceți, că la un moment dat vă plictisiți. Da, nu. Și abandonați. Nu e pentru mine. Nu e pentru dumneavoastră. Exact. Nu o să aveți altă... Fiecare, eu cred că fiecare om e născut pentru exact. O anumită meserie. Sigur, da. Noastră sunteți jurnalist sau prezentator, ce sunteți. Noastră vă place meseria da. Mie nu-mi place. Mie îmi place să cioplesc. Da. Fiecare cu dragostea lui. Domn director e poet. Îi place să compună poezii și e cel mai bun poet al județului ăla, așa-l consider eu. Cunoaștem. Al județului nostru. Cunoaștem. Și unul dintre cei mai buni istorici. Deci vă spun fără nicio chestie. Nu că sunt eu prieten cu dânsul, dar ăsta e adevărul. Gândeam la ce ați spus cu... Păi haideți să vă spun... Cu profesia. Nu, haideți să-și ia... Ideea era, e următoarea. Când spusă chiar de Vasile cel Mare, că Dumnezeu judecă ceea ce face omul, nu după faptul că a făcut, ci câtă dragoste a pus în ceea ce a făcut. Da, bineînțeles. Da. Păi altfel nu iese, doamnă. Nu iese. Sunt sigură de asta. Dacă nu-ți place. Că eu la mulți le explic, doamne, dacă te gândești când ai făcut obiectul, te gândești cu cajidanul, să iei câți bani iei pe el, sau știți, să te gândești, bă, gata, acum mă duc la târg și viu cu atât. Nu. Îl faci pur și simplu fără să-i gândești la bani. Că poți să-l dai cadou. Nu? Te duci da. La târg și vine cineva mai mare așa și le da cadou și nu-ți dă bani pe el. Da. Deci nu se știe niciodată ce se întâmplă cu obiectul respectiv. Prima dată ai obligația să pui suflet să-l faci cât de frumos. Și după aia, dacă dă Dumnezeu să vie și banul pe el, vine. Dacă nu, nu. Știți? Important e să-ți placă ție. Eu așa lucru. Orice obiect îl fac din suflet să-mi placă mie. Dumneavoastră sunteți cel mai mare critic al dumneavoastră, nu? Exact. E normal să fie așa. Așa da. Tinde omul spre perfecțiune. Și dacă vreți să mă credeți, de multe ori când dau obiecte, mi se rupe, parcă dau o bucată de mine. Mi-ar plăcea să le am eu tot timpul lângă mine, să le văd, să le privesc. Pe cuvântul ăla. Dar le dau că am nevoie de bani, trebuie să trăiesc, eu de asta trăiesc. Da, dar sunteți conștient că, de exemplu, obiectul acesta îl faceți pentru a-l dărui cuiva, pentru a-l da cuiva. Da, și vreau să, e greu să se bucure și persoana care îl cumpără. Știți? Adică să-i încânte ochiul, sufletul. Să vadă în el plăcerea aia care am pus-o eu când am lucrat, știți? Dragostea aia s-o simte în obiectul meu. Că de-aia să-l faci cât mai frumos, cât mai... De-aia le zic mereu la mei, mă, străduiți-vă, lasă-i încolo de bani. Că ne dă Dumnezeu și bani. Dacă Dumnezeu vede că pui suflet și faci ceva cu dăruire, îți dă, te ajută să și trăiești. Știți? Dacă îi dai peste ochi. Nu le apreciază nici omul cum trebuie, exact, ești nu... între cal și măgar, un fel de cârpaci. Deci, nu se merită. Și nici n-ar avea viață lungă dacă îi dai peste ochi, cum spuneți dumneavoastră. Cred că asta e
Asta e cel mai important în orice domeniu, să știți. Adică când faci o poezie, fomă să fie poezie. Să se sensibilizeze pe toată lumea care o citește, nu? Sau când spui ceva din istorie, spune ceva de care omul n-a mai auzit. Da, fără să trăiască prin cuvintele rostite. Prin cuvinte, da, haideți să vă spun că eu nu degeaba zic. Deci, dumneavoastră, uitându-vă la fiecare obiect al meșterului, îți dai seama că două, chiar dacă ilustrează aceeași imagine, nu se aseamănă deloc. Da, clar, adică n-am văzut... Pentru că fiecare are câte ceva în plus. Da, da. De aceea mie îmi place să-i spun că este un poet al lemnului. Da, frumos zis, și așa, da. Într-adevăr, să stai să analizezi fiecare lucrare în parte... Deci nu poți să găsim produse în serie. Aici fiecare are o particularitate. Asta e și ideea. Totdeauna, cum să vă zic eu, domnul director, chiar dacă ai face 100 de icoane de același fel sau de păsări din astea, la fiecare îi găsești altă linie mai plăcută, știți? Mai plăcută ochiului. Și o lași așa. Și astfel când o numești piesă unicat. Exact. Dar nici nu poate să facă, nici nu poți să faci alte piese, să zicem, să se asemene între ele, pentru că... Nu, că nu le... Numai dacă ai avea o ștampie, o ștanță, ceva. Fiind lucru la mână, devine deja plicticoasă și... Întotdeauna ai tendința de a adăuga ceva. Dar e păcat să irosești talentul și să faci, cum ziceți, 100 de obiecte la fel. Păi de ce dacă eu am talent să le fac diferite? Toma, la asta mă refeream eu mai înainte când am zis că te oprești la linia aia plăcută. Că, de ce? Am vorbit în general. Ciocul, când îl faci, de exemplu, vă dau un exemplu, da? Nu mai este la aceeași lungime sau la aceeași grosime. Dar tu lucrându-l, îi găsești linia aia plăcută și te oprești acolo. Și automat că nu are cum să mai fie ca la cealaltă pasăre. Sau ochiul, știți? Sau ochiul. De multe ori se întâmplă de ochii nu sunt potriviți la aceeași înălțime. Și capătă un farmec, nu știu cum să vă zic eu. Îi dă o, înțelegeți dumneavoastră, dă un aspect mai plăcut. Da. Adică un ai pic, senzația un pic că se uită altfel cucul la tine. Și, adică sunt multe chestii pe care le descoperi lucrând, dar trebuie să dacă ai descoperit farmecul ăla, să-l lași așa, ați înțeles? Să-l găsești și să-l lași. Știți? Da. Linia aia plăcută, care te farme, care îți încântă ochiul, sufletul. Și da, ele diferă. Uitați, și cocoșii, dacă vă uitați, nu sunt la fel. Am văzut. Orice, m-am și uitat icoanele, puțin, dacă, dar și... după ce... Păi tocmai acolo e, că dacă repet și am avut un prieten, un sculptor foarte, foarte bun, sculptor remarcat, cu mare talent și îmi povestea că în facultate a avut un coleg, îi punea de făceau chipuri, știți? Le dădea modelul și să facă după model din lut. Să semene cu modelul. A zis că ăsta toate chipurile semănau cu chipul lui. Deci oricum s-ar fi străduit el, toate semănau, ieșeau la fel, așa. Și nu era bine. Nu era bine. Adică dacă vrei să-l faci pe Eminescu, să n-apară cu figura lui Creangă. Sau, la asta mă refer. Da, am înțeles. El tot ce făcea arăta ca și cum ar fi fost... Le făcea rude. Rude, da. Deci atâta putea el, atâta putea. Și după aia a văzut că nu merge, a trecut pe sculptură animalieră. Știți? Deci n-a mai abandonat partea cu fizionomiile și a trecut și a avut mare succes cu partea... Știți că sunt pe categorii sculptori. Unii fac fizionomie, alții fac animale, alții fac motive florale. Fiecare e bun în domeniul lui și se oprește la domeniul pe care îl descopere că îl stăpânește. Da, e bine să-ți recunoști limitele. Da, exact, nu râvnești la ce face altul dacă știi că nu te pricepi atât de bine. Exact. După ce ați început să faceți primele jucării și ați văzut că aveți talent și au văzut și cei din jurul dumneavoastră că aveți talent, cum ați evoluat? Cum ați ajuns din ce în ce la nivel mai ridicat? Păi haide să vă spun, dar n-aș vrea să sune laudă. Ba da, lăudați-vă că se merită. Întrebat, trebuie să vă răspund, că n-are cine să ne confirme. La un moment dat eram cel mai bun desenator din școală. Știți? Și deci n-am avut niciodată sub 10 la desen. Lucram și peisaje, desenam orice. Și fizionomii, și înțelegeți asta. Și normal că având talent la desen, ai imaginația mai dezvoltată, ai talent și la sculptură și la pictură, pentru că
Desenul e baza la toate, și la sculptură, și la pictură. Desenul și imaginația. Nu poți face nici pictură, nici sculptură dacă nu stăpânești desenul. Numai că la sculptură mai trebuie o calitate în plus. Trebuie să ai memorie vizuală. Ceea ce nu vă lipsește. Da, mi-a dat Dumnezeu. La pictură trebuie să stăpânești culorile foarte bine, pe lângă desen, și la sculptură trebuie să ai memorie vizuală. Ca să poți să vezi obiectul, să vezi ce scoți din lemn, practic. Da. Știți? Adică să nu cioplești la noroc, așa, o ieși, nu o ieși. Trebuie să știi dinainte ce tai și ce lași. Întâi desenați fiecare obiect? În mare, da, e faschița. Faschița și după aia încep să elimini ce nu trebuie, dar trebuie să ai tot timpul, să ai schița, să-l ai în ochi, în ochii, da, minții, cum ar veni. Și după aia se alege lemnul. E, da, normal. Adică meșterul știe că... Normal. Deci nu poți să faci și orice obiect din orice nu, lemn. Nu, păi, dar am specificat, de exemplu, pasarea asta, că s-au mai chinuit și alții să facă și n-au reușit. Dar eu n-am fost secretos, dacă ei n-au băgat la cap. Probabil nu au zis că mint sau știți că mulți îți spun ca să te încurce. Eu le-am spus adevărul. Dom'le, nu puteți face pasăre din asta dacă nu folosiți lemn de șiță, care se sparge foarte bine, așa ca sticla. Indiferent, nu reușești să o faci. Pur și simplu, deci nu e o glumă. Și de-aia v-am zis că asta numai din lemn de șiță merge. Și sunt niște secrete, trebuie să fie des la rod, să știi să-l alegi. Deci nu e simplu așa. Și din școală spuneți că profesorii v-au descoperit, nu? Și v-au ajutat să promovați. Da, bineînțeles. Și am evoluat după aceea. Numai că am evoluat mai repede și mai mult față de alții după ce am dat un mare necaz, necazul vieții mele. Mă rog, nu mai întem un amănunte că mă doare sufletul. A trebuit să fac 8 ani la Gherla, de pușcărie. Din cauza la o glumă de-a mea, și-a pierdut fratele meu viața. A fost un omor prin imprudență, mă rog. Și acolo, prin talentul meu, am avut șansa să ajung șef de peste sectorul de sculptură. Aveam 80 de sculptori în permanență și vă dați seama că am evoluat foarte, foarte mult acolo. Lucram exclusiv numai sculptură și numai sculptură de mare artă pentru oameni suscuși, am ca și pentru Comitetul Central. L-am făcut și pe Ceaușescu la un moment dat. Și am fost privilegiat într-un fel pentru că eram văzut foarte bine de conducere datorită muncii mele. Cream fel de fel de modele. De, și v-a ajutat și la să treceți dat am peste momentele urâte. Da, la un v-ați moment dat scufundat în muncă. La un moment dat am înființat un sector de artizanat cu modelele mele proprii, creațiile mele, cu care am avut succes. Deci le exportam în Germania, pe lângă faptul că noi lucram numai mobilier sculptat pentru Germania, că eu acolo eram, peste sectorul de sculptură, eram șef unde se făcea mobilă sculptată. Și aveam în permanență, v-am zis, 80 de sculptori, fiecare avea mâna lui. Deci acolo gândiți-vă că erau modelele, veneau copiate de mașină. Florile, că erau motive florale la bază. Veneau copiate. 80 de sculptori, 80 de flori diferite. Cu toate că era exact același model. Asta e exact ca să confirme ce discutam noi mai înainte. Exact. Fiecare are mâna lui, îndemânarea lui, știți, ochiul lui, adică vede într-un fel. Nu vedem doi inși la fel această pasăre sau o floare, o facem diferit, chiar dacă ea e copiată la fel. Ați mai învățat tehnici noi și de la alții sculptori? V-au Să fiu ajutat? Sincer, iar sună lipsă de modestie, nu prea am avut de la cine, că eu am plecat pur și simplu cum zboară avionul ăla. N-am luat-o de la zero, cum să vă zic. Am făcut tot ce mi s-a dat de la început. Pentru că eu deja aveam talent. Țin minte prima dată când m-a pus la probă, când am intrat acolo. Da, ce, eu în foarte scurt timp am ajuns șef. Eu le-am zis, băieți,
că te dă, prima dată te dă ucenic, știți, la, da, la unul mai rugat. Mă, băieți, eu cam știu să sculptez. Ce faceți voi, astea pentru mine sunt simple. Dar nu cu aroganță le-am spus. Am înțeles. Povesteam așa, sincer. Și ei, na, cum mă știi? Ia să vedem ce știi tu să faci. Păi dați-mi și mie o bucată de lemn și să ziceți în ce să o fac. Dar unul i s-a părut lui probabil mai greu, face, ia fă-ne mă un vultur. Da. Am prins în tijdea, am luat dăl și imediat am făcut. Pentru ei era ceva greu, da, ce le-am făcut eu, că ei erau învățați mai cu frunze, cu flori, cu chestiile astea mai simple, știți? Eu eram în stare să fac statui, să fac fizionomii, alte, știți? Adică eram dăruit pentru asta, la Dumnezeu. Și niciodată ei nu m-au crezut că eu n-am lucrat sculptură profesională, așa. Nu te băgă, tu vii de la altă pușcărie, ai mai lucrat. N-am mai lucrat, dom'le. Nu se poate, ne minți. Deci eu până m-a liber, nimeni nu m-a crezut că eu n-am mai lucrat. Scupă, mă credeți, da. Și uite așa, după aia a venit comandantul cu educatorul și ei în Ardeal n-au avut rege, știți cum am avut noi în trecut, ei au avut păgelul, știți, când au fost cu voievodatele împărțită, erau Gelul și Menumorut. Menumorut era în Muntenia, mi se pare. Gelul era la ei pe Transilvania. Cum? Gelul, Glad, Menumorut, toți au fost în Transilvania. Sau toți în Transilvania, mă rog. Și Gelul, li s-a părut lor mai perioada aia mai importantă, sau a fost, era mai de efect moartea lui Gelul, scena aceea, știți, când îi sapă calul groapa cu copita și el cu mâna să chinuia să-și scoată săgeata din piept. Și vine cu o fotografie cu moartea lui Gelu, știți? Era o scenă pe o revistă de-asta, pe magazinul istoric, parcă, dar lui Valentin Tănase, cam așa ceva, era ilustrat și era făcute de Valentin Tănase, foarte talentat. Și era și moartea lui Gelu. Și vine cu el la mine, mă zice, băi, Rodoș, poți să ne faci tu, să ne sculptești și nouă scena asta, sub formă de tablou, că noi trebuie să sărbătorim. Era un eveniment istoric și n-aveau de cine să se alege, mai important. Și pe Gelu l-au considerat ei mai important. Venea lume de sus, de la Comitetul Central, vă dați seama, trebuia să prezinte și să o dea premiu, probabil. Fac, da, cum? Nu fac, se poate, cum? Și după ce am realizat-o, au rămas foarte impresionați de felul cum mi-am dat expresia, mă rog, nu mai întreb la mănunte. E, de la piesa aia am început să fiu eu apreciat, când acolo mi-au văzut ei potențialul, la tablou ăla cu moartea lui Gelu. Și după aia, gata, am căpătat valoare. Mă apreciau foarte mult, după aia îmi dădeau lucrări grele, nu, știau că le execut, după aia a venit, mi l-a dat, l-am făcut și pe Ceaușescu, un tablou mare cu Elena, mă rog, știți? Și de-aia vă zic că am fost privilegiat datorită talentului meu și a dăruirii mele pe care o puneam în, a sufletului pe care o puneam în obiecte, deci nu le cârpăceam. Când făceam, nu mă jucam, adică nu făceam de mântoială. Și pe undeva a fost și salvarea mea că îmi mai atenua durerea sufletească. Când mă pierdeam în sculptură, sculptam și până la două noapte, mă luau somnul pe tijdea, pe cuvântul meu. Și uitam de mine că dădeam drumul la imaginație, intram în tema respectivă. Nu mai aveam timp și mă pierdeam acolo, știți? Când nu sculptam, când nu aia, iară mă lua durerea, că mi-am aminte de fratele meu, știți? Și plângeam și mă rog. Erați concentrat și nu aveați timp să vă gândiți la altceva. A fost și salvarea mea. A fost și salvarea mea sculptura. Însă să știți că în tot ce am făcut eu am pus suflet. Și în tot ce fac, și cât o-i trăi, nu-mi place să-mi bag joc. Chiar dacă fac o bâtă, o furcă, indiferent ce. Nu, dacă nu ați fi pus suflet, da, nu ați fi ajuns atât de departe. Da. E normal. Ăsta e secretul. Eu la tot, băi, nu faceți în bătaie de joc. Că încet, încet, chiar dacă n-ai talent, progresezi, știți? Dumnezeu te ajută dacă vede că îți place și pui... Dacă vrei, da. Dacă vrei, nu? Exact. Dar dacă faci mai pentru bani, că mulți, de asta v-am dat exemplu cu cel care făcea toată viața, a făcut numai o floare. Ăla lucra numai pentru bani. Comercial. Păi dacă-s bani să scoată floarea aia până la urmă? Păi nu, n-ați înțeles. Omul trăia din
făcea uși, tâmplărie, nu? Da. Și el avea mereu de lucru. O făcea foarte repede ușa și vă lua banii. Ați înțeles? Și îi convenea, că avea comenzi mereu și normal. Ori dacă se complica, da? Să facă cum fac eu, un model mai cum vreți dumneavoastră, sau un model cât mai frumos, cu floare de col, sau mai știu eu cu ce, pierdea, pentru că îi lua de două ori sau de trei ori mai mult timp. Și banii tot cam ăia îi lua. Aici era, știți? Da. Lăcomie. Una peste alta, lăcomia, că putea să progreseze, nu? Dacă dorea. Da. Asta e, da. Aici, asta în județ, cel puțin în momentul de față, sunteți foarte cunoscuți și ați fost și apreciat. Spuneți-le și telespectatorilor Clar TV ce premii ați primit, pe unde ați mers cu expozițiile, cu aceste obiecte. Premii, doamnă, dacă mă apuc să vă le înșir acum, sună la laudă. Și haideți să nu-i spunem laudă, e normal, adică să zicem o recompensă a muncii dumneavoastră, nu? Da, da, uite, vedeți voastră câteva din ele, am și pe aici pe perete. Uitați una acolo, uitați, flamura asta am primit-o acum recent, sunt foarte mândru, cel mai frumos premiu pe care l-am primit eu vreodată. Vedeți cât e de frumos? Da. Așa, e vorba de proiectul cu lingurile. Să vă spun pe scurt, am fost în toată lumea, și în Islanda am ajuns, în Parlamentul European am fost de 3 ori, am lucrat europarlamentar. Membru în Academiei. Da, e diploma acolo. Păi, nu are rost să mă laud, domnule. Spuneți-ne, v-am zis, am primit foarte multe premii. Să nu-i zicem laudă. Sunt și în cartea recordului cu cea mai mare și frumoasă lingură din lume. Chiar acum recent am recondiționat-o. E la Miovel, acolo, la Racovița. Ce să, am primit multe distinții. Însă, cât de mare este lingura? Însă are 17 metri 79, aproape 18 metri. Deținea recordul India cu 12 metri. Și am avut ambiția să o depășesc cu 6 metri. Ce să merită să vă spun este că trebuie să le mulțumesc celor care m-au sprijinit și care m-au ajutat să mă fac cunoscut, care m-au lansat. Nu pot să uit sau să neglijez. Nu, n-ar fi frumos din partea mea. Prima dată trebuie să-i mulțumesc domnul director Mazilescu, pentru că dânsul a venit, m-a descoperit, m-a lansat, m-a dus peste tot. După aia m-a preluat doamna director Pali de la Muzeul Golești și dânsa m-a cizelat ca meșter, știți? M-a introdus mai mult în lumea artei tradiționale, să zic așa, și m-a promovat peste tot. Deci, îi mulțumesc foarte mult. E domn director Sachelan de la Biblioteca Județeană, că mi-a creat posibilitatea mereu să fac expoziții la dânsocol la bibliotecă și nu e puțin lucru. Biblioteca Județeană e una dintre cele mai importante instituții culturale din județul nostru și e vizitată, vă dați seama, și acolo vine numai lume bună, cum se zice, nu e așa? Da. Nu intră un analfabet acolo. Cine intră acolo e un om citit, un om care știe ce e artă sau cultură, știți? Așa, și sunt mulți pe care... Acum nu stau să-i înșir pe toți, sunt mulți cei cărora trebuie să le mulțumesc. Îi mulțumesc totodată și prietenul meu, domnul director Baciu, că și dânsul mi-a făcut câteva prezentări și am cu dânsul câteva proiecte făcute împreună, avem și câteva emisiuni, deși lui dânsul îi mulțumesc foarte mult că m-a căutat, nu l-am căutat eu pe dânsul, dânsul m-a căutat pe mine, a considerat că meriți. Sigur. Lui domnul Mitache de la Arge, lui domnul academician Păun, iar îi mulțumesc din suflet că și dânsul a venit în curtea mea, tot așa m-am trezit cu dânsul și m-a făcut membru al CIC-ului, m-a luat peste tot, m-a promovat, m-a luat chiar și la Casa Regală, când a devenit Argeșul oraș regal, eu am făcut parte din delegație. Chiar i-am dăruit lui Principesa Margareta 8 păsări din astea, dar la format mai mic, cum sunt alea, și le-a împodobit bradul de Crăciun cu ele, dar a spus că le are de la un meșter din Argeș, știți? Da. Și am și eu primit de la, mi-a dat cadou o farfurie regală, uitați acolo în colț. La toți mi-a dat câte o farfurie cu coroana regală, Principesa Margareta. Așa e obiceiul acolo, după ce am servit masa acolo cu Principesa, cu Principele Radu, dar ce masă, nu vă spun, toate cu un semnul regal, pe prăjiturile cu stema aia, am pozat-o. Știți, mi-era milă să o mănânc. Și așa e obiceiul, după ce stai vina, după ce servești masa, să împar cadouri. Așa e acolo, la Casa Regală, dar nu te lasă să pleci până nu-ți dau un cadou.
Și noi am fost și noi pregătiți, eu am avut Raista cu mine și am avut în ea păsări din astea și i-am dăruit lui. Am rămas foarte încântată principesa și mi-a mulțumit. Care a fost prima și țară? Și da, vă zic de domnul academician, m-a luat și la... Deci peste tot unde a fost important m-a luat cu dânsul. Ar mai fi domnul George Rotaru de la Vâlcea, de la Rotarexi, nu știu dacă îl cunoașteți, un om deosebit, cel care redactează cărțile lui domnul director Baciu, e colaboratorul dânsului și dânsul mi-a făcut și m-a premiat cu flamura asta domnul George Rotaru. Însă vreau să rețineți că este un istoric foarte bun, un mare patriot, un mare patriot. Am discutat cu dânsul lucruri care m-au mișcat foarte mult, ca român vorbesc. Păi de-aia mi-a și făcut flamura aia. Știți cât patriotism a răscolit în mine flamura aia când am primit-o, pe cuvântul meu de onoare. Și de-aia... Și este unul din puținii oameni care mai bagă bani în cultură. Da, 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 da. Pe mine, dânsul mi-a lansat lingurile, practic. Proiectul, am fost cu domnul director Baciu și lui dânsul i-am prezentat prima dată proiectul cu lingurile, cu războaiele daco-romane. Știți că le-a apreciat. Țin minte că eram în birou la dânsul, a chemat toți colegii și a zis, uitați, bă, așa să scrie istorie. Știți cât de mândru au fost, mi-a crescut inima așa. Da, și după aia dânsul ne-a făcut domnul director a făcut documentația, dânsul le-a redactat și uitați ce frumos le-a făcut. Da. Ca să le putem prezenta elevilor, unde ne ducem să... Le-am lăsat și broșuri și fotografii. Spuneți-le și telespectatorilor Clar TV despre ce e vorba. Poate și, da. Sunt mulți care nu știu despre ce e vorba, despre proiectul cu linguri. Da, da. Ce semnifică? Vă spunem imediat. Însă... Îmi cer scuze că nu pot să-i prezint pe toți care m-au sprijinit și care m-au ajutat. Știți că sunt și pe la București, pe la Muzeul Satului, da. Doamna directoare Iuliana Grumăzescu, de exemplu. Ține extraordinar de mult la mine. A văzut că lucrez cu mintea mea, cu mâna mea, nu sunt după bani, după cum sunt alți meșteri, știți? Și mă apreciază, dânsii apreciază oamenii meșteri așa ca mine. Și ar fi mulți, foarte mulți, dar ne oprim, că de-aia v-am zis, că ar trebui să... Da. Le mulțumesc tuturor, că datorită dânsului sunt cunoscut, dânșilor sunt cunoscut, că altfel eram... Oricât de bun meșter ai fi, sau exact, oricât da, de bine ai stăpâni un zic. Domeniu, da. Dacă nu te face cineva cunoscut, n-ai nicio valoare. Te apreciază numai familia ta, sau numai rudele, sau vecinii, dar în rest trebuie să... Trebuie să ai și puțin noroc să găsești tu care să te ajute. Sigur, să te lanseze, să te facă cunoscut. Da. Da, e foarte important. Poate să pornește de la un singur om care v-a ajutat prima dată. Da, și apoi... după aia e ca o reacție exact, în lanț. Exact, da, exact. Da, da. Da. Am avut șansa asta să fiu cunoscut. Și le mulțumesc tuturor care m-au sprijinit. Așa, acum haideți să trecem la proiectul cu lingurile. Să vă spun pe scurt așa, pur și simplu din dragoste de istorie, din patriotism, am simțit nevoia să fac o replică, așa aveam eu de gând prima dată, după columna lui Traian, adică să fac o parte din istoria noastră a românilor, o parte din perioada cu dacii, știți? Prima dată am lucrat un tablou care e în spatele dumneavoastră cu dacii la vânătoare. L-am de mult timp făcut. Și, dar trebuie să vă menționez că eu iubesc foarte mult istoria, mai ales istoria noastră a românilor, și mi se pare normal, nu poți fi un meșter bun dacă nu știi un pic de istorie și dacă nu ești patriot. Tocmai dacă ce spunea domn director, că citiți poți, foarte nu mult. Înțelegi, nu înțelegi multe lucruri și atunci dacă nu le înțelegi, nu poți nici să le execuți cum trebuie, știți? Adică să pui suflet în ele, pentru că nu știi ce trebuie să iasă. Cum să-l fac eu pe Decebal dacă eu nu știu cum a luptat el, ce a suferit el, ce a... Nu mai mă bag, nu mai fac, dacă nu știu nimic despre el, nu? Cum să faci pe cineva dacă tu nu știi nimic din viața lui? Deci eu am fost tot timpul, mai ales fascinat de daci. Și mi-a plăcut cel mai mult și îmi place acea perioadă a formării poporului român. Pentru că de ce mi-a plăcut, o să vă dați seama acum, când vă prezentăm proiectul ăsta. Și atunci mi-a venit ideea să fac o replică după columna lui Traian. Și țin minte, eram la Biblioteca Județeană, eram cu domnul director Sachelarie și cu domnul director Mazilescu. Și le-am propus, domnule, uite ce idee, aveam o expoziție acolo eu. Și le-am propus, ia uitați ce idee mi-a venit mie, să fac o
copii o replică după Columnul Traian la o scară mult mai mică. Face Nene Rodos și o idee foarte bună, dacă ești în stare și ai timp, apucă-te și fă-o. E o idee foarte bună pentru noi români, pentru poporul nostru. Și atunci face, uite, te ajut, mi-a zis domnul director Satia, te ajut și îți dai o documentație. Și mi-a dat o carte așa de groasă, Dacii și Romanii se numește. E numai cu ilustrații și acolo e toată istoria din perioada asta, știți? Toate fotografiile după columnă și explicațiile cu scena respectivă, știți? Da. Foarte interesantă carte. Am primit-o cu bucurie, am venit acasă și am citit-o, am analizat fiecare scenă în parte. La un moment dat am ajuns la concluzia, băi frate, ca să fac eu, toate sunt peste 2000 de personaje, gândiți-vă, pe columnă. Ca să fac eu toată columna asta, toate scenele astea, după ce mi-a dat eu seama despre ce e vorba, păi mie mi-ar mai trebui să mai trăiesc încă o viață sau două, știți? Da. Că Apolodor din Damasc a făcut-o repede pe aia, dar au folosit sute de sculptori. Da. A sculptat-o el. Și dumneavoastră sunteți unul singur. Așa, eu cu două mâini cât să trăiesc eu ca să... Da. Și atunci m-am gândit, băi frate, nu pot să o fac toată. Nu m-am sfătuit cu nimeni, dar m-am gândit așa, bă, trebuie să reduc, să o comprim. Știți? Trebuie comprimată ca să pot eu să fiu în stare, să o fac într-un an, în doi ani, știți? Adică... Și atunci, fiind prieten cu domnul director Baciu, dânsul, știam că e istoric, am apelat la dânsul, domn director, ar fi bine dacă eu nu fac toată columna și fac un rezumat după ea, își pierde valoarea? Dânsul a zis, nu și-o pierde, e foarte bine. Și am explicat că nu aș avea timp să o fac toată, adică să fac toate scenele, vă dați seama. Nici n-avea sens. Da, nici n-avea sens, da, vorba dânsul. Și atunci l-am rugat, am o rugăminte la dumneavoastră. Aveți experiență mai multă ca istorică, scoteți-mi și mie cele mai importante perioade după columnă, de la început până la sfârșit. Și dânsul imediat m-a ajutat. A analizat columna, dânsul ca istoric și știa foarte bine perioadele și mi-a scos 7 perioade cele mai importante. De ce spun eu perioadă? Pentru că noi pe lingură am surprins mai multe scene după columnă. E vorba de perioadă, nu de scene. Da. Adică o lingură reprezintă o perioadă, de 100 de ani, să zicem, sau de 50 de ani, sau de, mă rog. Și atunci eu am făcut interpretare. Nu m-am mai uitat pe columnă. Știți? N-am mai copiat, deci nu e copii, că puteți să vă dați seama. Puteți să le comparați. Am dat drumul la imaginație, la ochii minții și din ce am citit despre perioada respectivă din manual, de perioada care mi-a dat-o domnul director, eu am compus scena respectivă. Din imaginație, dar corespunde exact cu perioada. Cu perioada, da. Scenele după columnă. Nu m-am abătut, adică de la temă. Tema e aceeași. Și asemănătoare cu ce e pe columnă. Numai că eu a trebuit să folosesc alt decor, alt, mă rog. Mai ales că ale mele sunt pe verticală. Da. Pe columnă sunt pe orizontală. Eu a trebuit să le dispun pe verticală. Da, și mai greu. Și mai greu și a trebuit să modific. Automat că nu mai corespunde. Sigur. Bun. Și mi-a luat 2 ani de zile proiectul. Deci 2 ani de zile am lucrat la 7 linguri. La 7 perioade. Dacă o făceam toată aia, câți ani încă? Gândiți-vă, deci am dreptate când da, spun. Da. Așa. Ce lemn ați folosit? Lemn de tei. Și de-aia vă zic, a fost un proiect mai de durată, să zic așa. Dar însă a meritat așteptarea. A meritat pentru că am avut succes cu el, pe unde am fost cu domnul director, l-am prezentat, am avut mare succes. Dânsul împreună cu domnul George Rotaru a făcut documentația. Bine, dânsul a făcut documentația și domnul George ne-a redactat-o. Sau cum să zice, a tipărit-o. Da. Așa. Și a făcut o documentație foarte frumoasă. Uitați, aveți o broșură acolo. Da. Plus că a fotografiat, a făcut și planșe cu toate scenele. Uitați, așa. Da. Și am fost la mai multe licee cu dânsul, la mai multe și la școli. L-am prezentat proiectul ăsta. Am avut mare succes, dar pe unde am fost am lăsat și broșuri și fotografii ca să le aibă copiii, știți? Să le studieze. Însă toți copiii, pe unde le-am prezentat și profesorii,
La terminare veneau la catedră, unde stăteam noi de prezentam, și pipăiau, practic le pipăiau lingurile. Da, că, păi... Până acolo e farmecul, asta a fost și ideea. Asta am făcut și eu, tot așa, puneam... Da, da. De-aia mi-a și venit ideea. Eu cred că e cea mai bună lecție de istorie pentru... Pentru orice vârstă, nu numai pentru elevii de gimnaziu sau și pentru studenți, și pentru oamenii bătrâni. Pentru că e altceva. Una e să citească după carte. Exact. La un moment dat, la unii nu le place să citească. Devine plictisitor. Sau una e când îi spui tu să plictisește omul, știți? Dar așa când vede scena, perioada respectivă... Da, e o imagine vie. E imagine vie. Omul se uită, pipă, vede, și își dă drumul la imaginație și începe să vadă deja soldații cum trece podul pe vase. Da. Și se chinuie să gândească, mă, dar cum treceau ei pe vasele alea cu cai, știți? Își dă drumul la imaginație. Da. Și vede mai căzând în apă, mai, știți? Că... Exact. Pe cuvânt, da. De acolo, aici e farmecul, știți? Sau vede lupta asta, bătălia cu carele, în 101. Și deși aș dă drumul la imaginație. Încearcă, deci văzând asta și pipăindu-o, el încearcă să vadă lupta în mintea lui, știți? Și deja când le-a privit pe toate, el a învățat o lecție de istorie. Înțelegeți-mă asta? Sunt într-adevăr realizate într-un mare fel. Însă, spre părerea mea de rău, a venit COVID-ul ăsta, perioada asta cu pandemia, și ni s-a stagnat. Că aveam... promisiuni să mergem și la București, la niște licee foarte bune, să le prezentăm și la Universitatea din Pitești, să prezentăm studenților. Dar poate o da Dumnezeu să se termine cu perioada asta, cu COVID-ul ăsta, să apară un antivirus ceva, să se termine, să revenim la normalitate și atunci o să reluăm iar prezentarea proiectului. Da, merită să fie văzute. Merită, dar... Ce, știți unde farme cu cel mare? Nu numai că le vede la ceea ce le povestim despre această perioadă. Sunt lucruri care nu le găsesc în manuale. Sunt lucruri pe care domnul director Baciu, ca istoric, lucruri secrete, să le zic așa, că dacă nu găsesc scris nicăieri, înseamnă că e un pic secret, nu? Și eu, când le-am aflat la dânsul, m-au fascinat. De exemplu, uite, vă întreb pe dumneavoastră. Nu e o rușine, nici nu trebuie să vă supărați pe mine. Știți cum se numea Decebal, care era numele lui bun înainte de a primi numele de Decebal? Mm. Da, deveni rege? Păi vedeți că nu știți, pentru că nici eu nu știam. Că de-aia vă zic că e unul dintre cei mai buni istorici. E, dânsul știe și când mi-a spus, a rămas fascinat. Și partea asta cu Decebal, totdeauna rog să mă lase pe mine să o prezint copiilor. Da. Când le-am spus-o la licee, au rămas profesorii cu gura căscată. Nici profesorii nu știau. Inclusiv oia de istorie, nu știau. N-au zis. Da. Păi haideți să vă spun cât e de frumos. Decebal, cuvântul Decebal în sine înseamnă cel viteaz. Nu e nume propriu. Am înțeles. E un cuvânt, cel viteaz. Cuvântul Decebal. Decebal se numea Diurpaneu. Era numele lui de familie, numele lui bun, Diurpaneu. Însă era cel mai viteaz dintre daci în perioada aia. Și era comandant de armată. Rege era Duras în acea perioadă. Unchiul lui bun. Era unchiul lui bun, Duras, rege. Și el era comandant de armată. La un moment dat, se apropie romani, o legiune romană se apropie prea mult de Dacia, știți? De țara lor. Legiunea romană respectivă era condusă de unul Fuscus. Comandantul ăsta Fuscus era renumit printre romani, era unul dintre cei mai viteji romani în perioada aia, comandant de legiune. Avea mare faimă. Și acum Decebal l-a atacat, a văzut că se apropie prea mult. Știți că dacii nu acaparau, ei se apărau mai mult. Având armată bună și Decebal și fiind foarte bun, stăpâneau lupta de gherilă. Dacii, romanii nu prea erau buni. Erau buni la lupta unde era teren desfășurat, să se poate ei desfășura. La lupta de gherilă erau mai slabi, dacii erau mai buni și mai pregătiți, și cu arme, și cu... Și Decebal l-a învins pe fâi, i-a învins legiune. I-a luat prizonier pe ce a mai rămas în viață și a dat ordin pe Fuscus să nu-l omoare, să-l captureze viu. L-a capturat viu și după ce i-a luat prizonier, au predat romanii armele, au făcut un cerc mare. Și a zis, cu Fuscus mă lupt eu. Mă luptă dreaptă, cu sabia. Să vedem care e mai vitează.
Deci, lui Decebal atât era de vite că nu era frică de moarte. În general, dacii mureau zâmbind. Ei credeau în nemurire, știți? Aveau un crez foarte bun. Ei nu... Știau că sufletul va dăinui veșnic, știți? Și nu se temeau de moarte. Și făceam ambiția să vedem care suntem mai viteși. Pentru că avea renume mare Fuscus. Și s-au luptat, a făcut soldații un cerc, s-au luptat amândoi. Și automat Decebal l-a omorât în luptă, în luptă dreaptă, fără șmecherii, pe Fuscus. După ce l-a omorât cu sabia, daci au început să aclame. Decebal, Decebal, care însemna cel viteaz. Cuvânt, că el chema de urpaneu pe Decebal. Da. Așa, bun, a venit la cetate, la Sarmisegetuza, acum până să ajungă ei la cetate, deja zvonul a ajuns la cetate. Înaintea lor. Înaintea lor, normal, că erau azi, cum erau cercetați și cum erau iscoadele, mă rog. Și deja Duras, regele, știa, aflase de eveniment. Și când au venit acolo, dacii tot aclamau, Decebal, Decebal, ca să audă și ăștia, știți, adică falnici, să audă și ăștia din cetate. Și l-a chemat pe Decebal la trompă, de urpaneu, pe nepotă, s-o, că era nepotul lui bun, și de față cu sfejnici, cu toată lumea bună, cu toată nobilimea, dacă a zis, nepoate, tu de astăzi înainte nu te vei mai numi de urpaneu, te vei numi Decebal, că ai căpătat numele pe dreptate, pe drept, ești cel mai viteaz, meriți numele de Decebal și tronul îți aparține. Și el a rămas ca sfătuitor, ca sfeșnic. Da. Deci chiar așa a fost întâmplarea. E, gândiți-vă cât de frumos a fost, cât de frumos a căpătat el tronul. Sau cum, vedeți cât de, ce frumos s-au petrecut lucrurile atunci, în acea perioadă. Și atunci cum să nu le spui copiilor, cum să nu... Așa capătă simțul ăla patriotic, nu? Dacă le vorbești de bine de strămoșii tăi, de strămoșii lor. Dacă le spun că au fost hoți, au furat, au jefuit, da, nimeni nu... Nu? Exact. Deci să-i fac să fie... Să fie mândri. Vedeți, domnul director știe multe lucruri care nu sunt scrise în manual, dar care așa s-au petrecut. Și de-aia rămân fascinați și copiii și profesorii când află pentru prima dată lucrurile astea plăcute. Până acum... V-a plăcut, acum ați deținut, da? Da, clar. Deci Diurpaneu să nu. Da. Vedeți? Până acum cine a văzut lingurile acestea? Să știți că le-a văzut multă lume. Pentru că am avut prima expoziție, am avut-o la Biblioteca Județeană, la domnul director Sachelarie și le-am prezentat acolo. Le-am prezentat la trei licee, la o școală generală, am fost cu ele și la Vâlcea, nu la... N-au ieșit din țară până acum. N-au ieșit din țară, nu. Păi Dani nu poate să iasă din țară până nu avem un proiect ca lumea, aprobat de Ministerul Culturii, da. Cum am fost, că prin Ministerul Culturii am ajuns în Islanda, că v-am zis că am fost și în Islanda. Nu poți să pleci așa, adică asta e o temă pe care trebuie să o prezinți într-o școală. Că acolo am fost și am lucrat cu elevii o săptămână în Islanda. Am fost la o școală, practic. Asta e la fel, dacă le prezentăm în străinătate, numai să te duci la o ambasadă, eventual, nu te poți duce într-un târg cu ele. Da. Sau să te duci la o școală, la un liceu, ca să le prezinți elevilor de acolo, cu translator, cu ce trebuie, știți? Da. Până acum, în câte țări ați fost? V-am zis, am fost în foarte multe țări, trebuia să ajungem și în China și n-am mai plecat. Acum de curând trebuia să ajungeți în China? Da. Mai bine că nu v-ați mai dus. Mai bine, da. În rest am fost cam în toată Europa. În America n-am fost. Nu e timpul pierdut? Auziți, ar fi bine să... meargă mai mult cei tineri. Ca să dar unde vă doriți să mai ajungeți? Mie îmi place mai mult România, să fiu sincer. Sunt mai sigur pe mine, și e foarte frumoasă. Da. Deci din tot ce am văzut eu prin alte țări, nicăieri n-am văzut mai frumos ca în România. Însă cel mai mult mi-a plăcut Islanda, dar nu pot face comparație cu România. De ce mi-a plăcut? Pentru că acolo erai pe altă planetă, pur și simplu. N-aveai nicio legătură cu Pământul.
Pe cuvântul meu, de ce spuneți asta? Ce ești extraterestru? Păi nu seamănă cu ce avem noi, cu ce ați văzut dumneavoastră. Dacă v-ați duce, mi-ați dat dreptate. Uitați, am o rocă pe geam acolo, e luată din Islanda de la un vulcan. O vedeți? O rocă vulcanică. Da. Păi cam așa arată la ei piatra. O vedeți? Uite, aia neagră cu galben. O vedeți? Păi seamănă cu ce avem noi pe aici? Păi nu prea seamănă, vedeți? Și dacă așa vezi peste tot, plus lumina aia gălbuie, așa, albastră, știți, ca o aurora aia, e altceva, e, nu mai ești pe pământ. Păsări din alea ciudate, pinguini, de alea, cum ne zice, pufini, de aia, cu ciocorul, deci nu seamănă nimic cu ce avem noi, serios, nu glumesc. Ați stat mult acolo? Nici peisajul, altceva, arhitectura e total diferită. Casa lui Moș Crăciun, zici că ești în poveste, nu venea să mai plec de acolo. Păi dacă vă spun ce Dumnezeu. Că ne-a dus, ne-a plimbat, am avut șansa să fim foarte, foarte apreciați. Și după ce terminam orele cu copiii, că făceam ore, ca la noi la școală, după program, ne ducea cu mașina școlii și ne-a prezentat toată Islanda. Bine, cele mai frumoase locuri. Da. Ne-a dus și la vulcanul care a erupt în 2007. Geizere, chestii, ce zice că ești pe alte planete, pe alte... Nu, în ce an ați fost dumneavoastră? Și în 2014, parcă, da. Cam așa, 2014. Da. Și ce să vă zic, prima dată ne-a dus la casa lui Moș Crăciun, că începuse să... Da. Păi băi frate, de când am văzut gardul, știți? De când am văzut gardul îngropat de nămeță, că era zăpada cât casa acolo, așa. De când am văzut gardul și goleca acoperișul, gata. Ziceai că ai intrat deja în povestea, că ai deschis o carte și ne-ai pătruns acolo, știți? Nu mai e... Erai pe altă lume, practic. Erai în lumea lui Moș Crăciun. Pe cuvântul meu de onoare. Deci așa decor, așa... Bine, ajuta și peisajul și natura, ca să zic așa, că degeaba faci tu așa aici, că nu mă arată ca acolo. N-are cum, știți? Și da, fiecare loc are farmecul lui. Dar, sincer, niciun moment până am părăsit Islanda, n-am trăit cu impresia că sunt pe planeta Pământ. Da. Deci, interesant. Sincer, deci nu seamănă, nimic nu cât seamănă. Cât timp a stat acolo? Nu, nici avioarele, dacă e să mă gândesc, a zburat cu avion de la antichitate, cu elicii, cu dăgdele mici, că eu nu folosesc avioane mari, în cauza curenților de aer, știu eu ce, de la 15 locuri, mai mare n-au. Deci, da. Înțelegeți asta? Deci fiecare, totul are farmeca, totul e vrăjit. Nimic pe două nivele, pe alea, deci toate joase, toate... Cât timp ați petrecut acolo? Păi am stat o săptămână. O săptămână încheiată, am lucrat cu elevii de la o școală. Ați mai fi vrut să mai stați acolo? Să fiu sincer, cam îmi făcusem plin, așa. Era să suficient. Zic. Da, sincer să fiu. E frumos, dar să repeți așa, periodic, să nu stai prea mult. Mie nici la mare nu-mi place mult. Mai mult de o săptămână nu pot să stau. Mă plictisesc, nu-mi mai place. Nu. Sunt omul muntelui. Muntele nu mă plictisește niciodată. Îmi place mai mult, știți? Și de-aia vă zic, când te duci, nu știu, apare dorul de casă, nu poți să stai mult într-un loc. Chiar în România, dacă mă duc undeva așa, mai departe de casă, și stau, v-am zis, rezist o săptămână, după aia mi se face dor de casă. Nu. Așa, nicăieri nu e mai bine ca acasă, da, indiferent cât ar fi, cum zice și Islanda, așa, ca o altă planetă, da, tot acasă e mai bine. Nu știi cum să ajungi mai repede, pe cuvântul meu, domnule, deci nu, ăsta e adevărul. Spuneți-mi la ce obiect ați lucrat cel mai mult, în afară de lingurile acestea, am înțeles, ați lucrat 2 ani la ele. Da, la proiectul ăsta. La proiect, doi da. Ani. Păi da, haideți să vă zic... le-am desenat, că nu v-am zis. N-am făcut plan, deci n-am desenat pe hârtie și am luat lingura, da? Și am desenat, desenat pe ea unde m-am aflat. Că vreo 3 le-am desenat la Muzeul Satului. Eram în tabără cu copiii, că în fiecare an am avut tabără la Muzeul Satului la București. Și umblam cu lingurile după mine și în pauza aia desenam, să uitau muzeografii la mine, ce faine nerodă așa zic. Și le spuneam, uitați, fac cum am un proiect de făcut cu alea și aia. Și se uitau, păi și cum le? Păi uite așa, le desenam, pe mocare nici o pleam. Știți? Da. Deci, cum la liberă, de pe lingură. Îmi venea ideea, mă gândeam, dădeam la imaginație și făceam, desenam câte o lingură, pe aia mă apucam și o pleam. Așa le-am făcut, să știți. Și la Bran,
la Castelul Bran, la Muzeul Bran, am fost de multe ori invitat, știe și domnul director, că se uita la mine, ce faci? Chiar trebuie să-i le arăt, că m-a rugat să-i le prezint. Că nu erau, era un lucru. Și mă întreba, ce faci? Păi uitați, așa, frumos, se uita la mine, cum desenam, cum ciopream. Dar v-ați apucat deci, de... Deci peste tot le-am tărât după mine până am reușit, deci 2 ani de zile. Că v-ați apucat de vreo lucrare și, cum să zic, să dați greș, să nu mai puteți să o reparați? Nu, n-am pățit în viața mea, nu. Că, de exemplu, și aici, la ce văd eu, necunoscătoare, deci n-am nicio treabă cu așa ceva, e să nu credeți că o laudă, dar n-am pățit. Da. Păi e greu, doamnă, dar îți dai drumul la imaginație și cam știi ce ai de făcut. Și hai să zicem... Păi și n-ai cum să dai pe lângă să nu mai poți să repari? Păi n-ai cum, pentru că modifici și dai altă linie, altă... Da. Păi ce se întâmplă? Dacă s-ar un frunza asta, păi îi fac o cioată la cracă și apare mai artistic. Ce, da. E obligatoriu să fie frunza acolo? Scrie undeva? Nu scrie nicăieri. Păi și atunci. Nu? Da. Sau dacă ăsta i-a zburat o leacă nasul, îi dau capul mai în spate, care e problema? Bag mai adânc. Nu? Și așa ei au suferit în perioade. Păi de-aia v-am zis, trebuie să știi ce ai de făcut. Exact. Ca și în pictură, da. Ca și... Deci în artă... Cine a suferit? În perioadele acelea cu bătălii, cu... De asta nu mă refer. Vedeți vândac acolo trist? Aici nu. Dacă aș știi noastră cât de... Da, dacă aș știi noastră cât de frumoasă a fost perioada... Bine, frumoasă între ghilimele, să zic așa. Dar noi oricum avem o istorie frumoasă, să știți. Și ne putem mândri cu perioada aia a dacilor. Sincer vă spun. Dar eu cunosc mai multe și de-aia am curajul să vă spun asta. Da. Asta știți așa, aveți prea o idee puține. Generală despre daci. Dar eu știu mai multe amănunte și nu exagerez cu ce vă spun. Deci chiar putem fi mândri de aceea perioadă. Mai încoace nu prea mai sunt sigur. Sincer vă spun. E cu... Semnul întrebării, da. Dintre obiectele acestea pe care le vedem noi aici în muzeu, au fost cerințe sau din... Din modele inspirate? Unele le-am preluat din muzee, acelea cu motive tradiționale, și majoritatea sunt creația mea. M-ați întrebat la ce obiect am lucrat mai mult în afară de asta, da? Vedeți furca aia de tors acolo? Aia cu hora, aia rotundă. Da. Aia am lucrat 2 luni de zile de vară. Zi de zi, zi lumină. Deci nu glumesc. Nu. Sub mesteacănul ăla, vă-l arăt acum. Am în grădină o mesteacă și am o masă la care lucrez eu vara. Sub mesteacă. Acolo am lucrat zi de zi. Mă refer numai la sculptură 2 luni. Nu până am pregătit furca, că e dintr-o singură bucată. E vorba de Hora Bucuriei și o să vedeți cât e de complicată. Pentru că... dansatorii nu m-am mulțumit să le fac numai decorul pe spate, motivele florale și... Adică mi se părea o lucrare incompletă și nu era corect. A trebuit să le fac și fețele pe interior și motivele pe haine ca să fie treaba terminată. Și atunci a trebuit să îndoi niște dălți, pentru că eu fac și dălți, știu și fierărie, eu singur îmi fac dălțile. A trebuit să îndoi niște dălți, să folosesc și lupa, mă rog, că sunt fețele foarte, foarte mici. Și 2 luni de zile mi-a luat până am terminat. A fost cea mai grea lucrare? Nu a fost cea mai grea lucrare. Fiecare lucrare e grea în felul ei. Știți? Adică nu poți să spui că o lucrare e mai grea ca alta. Fiecare are... Pentru mine nu e greu. Mie îmi plac toate lucrările. În medie, așa, care ar fi durata de execuția unei lucrări? Ca cele pe care le aveți aici expuse? Păi depinde. O lingură, de exemplu, poți lucra la ea o zi, poți să lucrezi 2 zile, poți să lucrezi 2 ani la 7. Da. Știți? Adică depinde de temă, de ce vrei să faci pe lingură. Sau pe piesa respectivă. Depinde cât e de complicată. Da, văd că aveți aici o mulțime de da. Opere de artă. Însă cel mai important, cum am discutat și înainte, e să pui suflet în ceea ce faci. Și trebuie că și răbdare. În momentul când pui suflet, nu mai stai să te gândești cât timp pierzi. Nu are nicio importanță. Poți să stai o lună, poți să stai 2, un an, nu are. Important e să o faci cum trebuie.
Spuneți-mi, știu că aveți acum un nou proiect. Păi, de ce credeți că l-ați găsit dumneavoastră, prietenul meu? Da, ceva în premieră la Clar TV. Ne-a prins da. În flagrant, să zic așa, știți? Da, telespectatorii Clar TV au parte așa, de o premieră. Suntem în plină desfășurare cu un nou proiect. Domnul director Daia a venit la mine ca să fotografieze piesele și să le facă documentația și să le prezentăm. E vorba de un proiect religios. Te caut, doamnă. Te caut, doamnă, așa. Vedeți cât de frumos. Da. Despre caut, ce e vorba? Da, o să se numească Te caut, doamne. Lucrat în perioada asta cu pandemia. De martie am început să lucrez la el. De când a început pandemia. Da, exact. De la începutul pandemiei n-am lucrat altceva decât teme din astea religioase. Și eu cu gândul tot înspre Dumnezeu, bineînțeles, ca toată lumea. Și așa mi se pare normal, nu? Ca orice creștin. Ca orice român creștin. Și am pus la cale să-i dăm valoare, da? Să-l definitivăm printr-o documentație frumoasă, cum știe dânsul să facă. Bineînțeles, cu sprijinul domnul Rotaru, care a acceptat din prima, de când l-am anunțat. Și ce urmă, nu știu, să vedem pe unde le prezentăm. Concret, da. Să vă spun eu. Așa, concret. Să vă spună, domnul director. Deci când domnul Rodo s-a apucat de aceste iconițe pe lemn, cred că telepatic a funcționat. Mie mi-a venit prin cap să scriu vers religios și m-am apucat să scriu poezie religioasă. În același timp cu mine, când eu... Da, și atunci ne-a venit o idee, discutând și într-o zi aici, să scoatem o carte, eu să pun versurile și imaginea respectivă. De fapt, versurile să fie sugerate de către imaginea respectivă, la care a aderat George Rotaru, că e idee foarte bună și va fi scos pe piață la vizualizare în septembrie, deci la sfârșitul septembrie, da. Începutul octombrie. E vorba de 50 de modele diferite de teme religioase. Wow! Da, o parte vă le putem prezenta acum, premier, așa, ca să vedeți despre ce e vorba. Să întâlnește cum s-a împărțit perioada. Dacă, deci... Așteptam să mă întrebați de ce linguri. De ce le-am făcut pe linguri. Da, nu știu, nu m-a surprins foarte tare, pentru că dumnealui fiind meșter și are multe alte linguri sculptate. Dar putea fi pus pe altceva, numai că lingura are și de ce 7. Asta ne spuneți dumneavoastră. Ei, m-am gândit, sigur, 7 are o semnificație. Da, ale 7, că dânsul mi-a făcut rezumatul, știți? Cele 7 coline ale Romei. Am zis eu, lingura este, după mine, cred că primul element de civilizație sau primul element care a contribuit, primul obiect care a contribuit la umanizare. Are două părți, partea spirituală, pe orice lingură găsim câte o maximă morală sau cu accent religios, și partea de alimentație. În Italia, de exemplu, slun, în nordul Italiei înseamnă lemn, deci lingură. Iată lemn, iar în sudul Italiei coclea, pentru că se foloseau scoici. Și tot romanii au fost cei care au modernizat lingura, în sensul că de la ei ne-a parvenit lingura normală și polonicul. Deci dubla funcționalitate. Iată de ce am pus lingura ca acest element fundamental. O să găsiți mai multe explicații acolo. Apoi, la împărțirea pe etape, nu mi-a fost nici mie simplu, chiar dacă știam mai multă istorie decât domnul Rodoș, pentru că era complicat să faci 50 de linguri, cum voia la început, lumea se plictisea. Și ne-am gândit, ce ar face un elev? Pentru că asta era ideea lui domnul Rodoș. Cum putem noi să facem să simplificăm să și să înțeleagă? Cât mai plăcut, deci avem un manual cu 7 file. În cele 7 file trebuie să intre cele două războaie daco-romane. Și atunci trebuie să le împărțim într-un anume mod. Și avem aici prima lingură cu care ilustrează, cum e și firesc, trecerea armatelor romane peste Dunăre, da, pe un pod de vase. E bine, dacă îi arăți această lingură unui copil, îl va înțelege sigur.
mult mai simplu decât i-aș da să citească, pentru că și vizualizează. Da? Și își face tot felul, uitându-se aici, își face tot felul de imagini, de combinații. Cum treceau, cum erau îmbrăcați. Deci va avea posibilitatea chiar să-și imagineze și zgomotul scuturilor și al marșului. Bun, asta este prima etapă necesară. Deci în 101. A doua etapă este, firesc, întâlnirea armată între și există și ca și secvența povestită de domnul Rodoș, s-a desfășurat la Tape, unde au avut loc 3 bătălii succesive, o localitate, deci Tape, unde vor învinge dacii și romanii ultima dată. Deci este o confruntare. Aici se poate vedea foarte bine pe chipurile soldaților bine scoși în evidență de către domnul Rodoș și încrâncenarea dintre cele două armate. Atmosfera de luptă, vedeți, a ilustrată foarte bine. Coifurile, gesturile, cei care au rănit, care sunt răniți sau morți, de ceea ce este un merit deosebit al domnului Rodoș. A treia secvență, aici, cred că și domnii colegii mei istorici ar trebui să învețe și ei când vorbesc despre această perioadă, o etapă necesară, care probabil a fost uitată din cartea de istorie, construcția de drumuri. Și am zis eu, de ce construcția de drumuri? Păi e foarte simplu, fără drumuri romanii nu era un imperiu pe care avea acea faima pe care a avut-o. Ca să ajungi rapid la teritoriile pe care le-ai cucerit, trebuie să ai drumuri foarte bune. Și iată, dacă ne ducem noi la Rânca, da? Avem un drum roman care a rezistat și acum. Erau mari specialiști, construiau drumurile foarte bine, cu ecartament, cu tot ce trebuie. Formula cimentului folosit nu s-a pierdut, nu se mai știe, dar erau foarte rezistente drumurile. De aceea s-a născut Maxima, toate drumurile duc la Roma. Deci, ca să domine și să supună, să supravegheze construcția de drumuri. Și ca să vă dau un exemplu, Dacia romană avea la vremea aceea, în 105, deci după 105-106, când a fost trecută în rândul provinciilor romane, 700 de kilometri de drumuri făcute ca la carte. Ce bine ar fi dacă am avea și noi 700 de kilometri de autostradă. Da, despre ce vorbim. Da. Da. Și fără noi, utilaje moderne. Că... Și nu mai adaug nimic. Că noi nici cu utilaje nu se poate. Deci v-am spus, pe o serie de drumuri circulăm și noi astăzi. De exemplu, foarte multe drumuri sunt în Alpuzeni, unde este zona minieră, dar găsim drumuri și la Barboș, în Galați, făcute, da? De romani. Acolo unde trebuia eficiență și supraveghere. Urmează etapa a patra. Ajungem în cea de-a doua confruntare între Traian și Decebal. Da? Deci este... Asta e. Le-am încurcat. Da. Aia e cu Sarmis și Cetus. Da? Iarăși un episod în luptele după prima secvență, prima perioadă, ce înseamnă războiul din 101-102. Traian își pune mintea la contribuție și vrea într-adevăr să domine, să-l termine pe Decebal și va contribui chiar personal la modificarea armurii soldaților. De ce? Pentru că dacii aveau o spadă foarte bună, Falx se numea, care putea să despice un om în două. Dacii erau meșteri, specialiști în lupta corp la corp și mulți au lucrat ca lefegii în armatele romane și atunci sabia, pentru a nu tăia așa de simplu armura, Traian a trudit și a îmbunătățit-o, ca să fie sigur că va câștiga lupta. Dar nu spun mai multe informații, cei care sunt interesați le vor găsi în cartea respectivă. Da, sunt explicate. Da. Urmează, ne apropiem de finalul confruntărilor, asediul Sarmisegetuzei, deci ultima redută a lui de rezistență a dacilor. De data aceasta, după cum vedeți, romanii sunt în cetate și dacii încearcă să recucerească cetatea care ce le-a fost preluată de către... Da, dar era făcută de romani și știau toate secretele, de-aia n-au mai recucerit-o dacii. Cetatea era construită de romani.
da, de-aia sigur. De-aia am avut căștii de cauză. Inginer știți? Roman, da. Dar eu, e foarte bine că v-am spus că l-am găsit citind, știi? Din perioada anterioară lui Traian. Urmează perioada a cincea, asta este o perioadă de mare sensibilitate și de încărcătură emoțională, e vorba de sinuciderea lui Decebal și e ilustrată foarte bine la rădăcina stejarului. Pe columnă nu sunt 10 oșteni. Deci aici sunt 6 pe columnă. O îmbunătățire, da? Un decurion, deci e vorba de 10 soldați. Lăsați-mă să explic eu de ce am făcut 10. De ce am făcut 10? Ideea a fost proiectul ăsta să fie prezentat copiilor. Că de acolo am plecat cu ideea să fac lucrarea asta. Și atunci m-am gândit, mă, decurionul e format din 10 soldați. Inclus 9 plus comandantul. Copilul dacă nu vede 10 nu înțelege. Dacă eu mă duc cu 6 soldați pe lingură, da? Și îi explic, uitați, un decurion. Nu era corect, știți? Și atunci eu am mai pus și pe aia morți, aia 4 i-am înviat. Pentru că după cum am eu am analizat cu ochii minții așa cu și am gândit foarte mult. Decebal a picat la rădăcina stejarului epuizat de oboseală. El s-a luptat. S-a luptat până în ultimul moment. Păi unde sunt aia 4 romani, dacă nu? Ce era lenelul Apolodor din Damas, mai facă 4, a făcut 2000 și nu mai făcea 4 soldați. De ce a făcut numai 6? 4 au murit în luptă, omorâți de Decebal și de comandanții lui. Uitați, ultimul lui comandant i-a murit la o pincă, se vede, cu capul la o pincă lui Decebal. Da. A obosit, n-a mai fost în stare de nimic, a căzut și n-a putut decât să se mai sinucidă. N-a mai avut putere, practic, știți? Era înconjurat deja de romani. Ăsta e adevărul, așa cred eu după mine. Deci aceste completări le-a făcut meșterul și m-a surprins și pe mine modul de a gândi. E foarte bine? Sigur că da. Aici avem ultima etapă, da? Prizonierii. Deci la sfârșitul celor două război daco-romane, cineva și-ar putea pune întrebarea, oare avem prizonieri, având în vedere că foarte mulți daci au rămas să îngrașe țărâna acestui teritoriu? Da, pentru că vor fi în Dacia Romană, vor fi sclavi daci, femeile, copiii, bătrânii care au rămas așa, cei tineri care au devenit daci înrolați în trupele auxiliare, deci au preferat să fie în trupele auxiliare și la care și mai avem și dacii liberi. Din Maramureș, daci mari, o parte din daci liberi care deocamdată erau supuși, chiar dacă nu, în fapt, cel puțin teoretic, aveau pericolul roman lângă ei. Și pentru asta vor avea multe întâlniri neomenești, adică sub semnul înțelegerii. Deci iată ultima etapă. Eu zic că dacă un copil ar citi și vorbesc citi în ghilimele cu ochii minții, lucrurile ar fi foarte simplu. Nu trebuie să reținem mult, trebuie să reținem esența. Domnule Hector, știți unde e câștigul și sunt sigur de asta. Orice copil, chiar și adult, nu neapărat copil, vede lucrarea asta, da? Și citește documentația sau este explicată de către noi, automat devine patriot. Că eu v-am mai zis mai la început, dacă nu-i prezinți de bine păstrămoșii lui, n-are cum să fie mândru de ei, să devină patriot. Că simțul de patriotism, la urmă, ăsta e, să-ți iubești neamul tău, nu? Da. Strămoșii tăi. Dacă află lucrurile astea frumoase și bune despre daci, oricare va fi mândru de mă gândeam, ascultându-l pe domnul Rodo și eu am prins istoria scrisă de Dumitru Almaș. Da, știi, da, da. Ce frumoasă era istoria atunci, de drag, că eu nu știu, poate atunci m-am îndrăgostit de istorie. Fiecare domnitor, fiecare secvență din istorie era povestită într-o secvență și fantezie și literatură, încât să-mi intre mie în cap și să înțeleg foarte bine, nu la rece, nu... Deci că, cu dragoste, cu suflet, încât să... Domnul director, aia cu povestiri istorice, de Dumitru Almaș a fost scrisă și a fost scenele de Valentin Tănase, desenată aia cu moartea lui Gelu, de v-am povestit eu. Da. De Dumitru Almaș a fost scrisă.
povestiri istorice, îi zicea, acum mi-am osat. Deci ar trebui, da. Asta este și, de fapt, și un apel către cei care conduc această țară, zice eu, și chiar discutam cu domnul Rodos, să avem mai multă grijă de istoria națională. Exact, de istoria noastră, da. Cred că am rămas în urma tuturor țărilor care nu prețuim istoria aproape deloc. Ce patriotism? Toată lumea zice patriotism, cuvânt comunist, oare? Ia să citim ce a zis Eminescu despre patriotism și ne schimbăm total. Deci nu... Chiar dacă eu am întâlnit profesor de istorie turc, ce le spunea copiilor că Imperiul Otoman au bătut în toate întâlnirile cu românii. Și un elev de-al meu a întrebat, te-au zis, domn profesor, nu e așa că... Ce Ștefan nu l-a bătut? Ba da, așa este, dar el... Deci ei au un alt fel de... Și prezenta istoria, ca și cum... Ei sunt cei mai puternici. Vedeți, este o manieră și nu este o falsificare a istoriei. Este, dacă vreți, puțin mai mult patriotism decât ar trebui. Noi nici măcar nu arătăm cum au stat lucrurile la vremea aceea. Dar aminte să mai adăugăm câte ceva. Da, da. Și până la urmă trebuie scos numai tot ce e mai frumos în istorie ca să faci... generația, să zicem, actuală să fie patriot. Nu? Să-i faci patriot. Da. Că lucruri rele au fost în toate la toate popoare. Și lucruri rele și lucruri bune. Au dar fost, sunt și vor mai fi. O partea rea, nu? Exact. Păi așa îndeparți copilul de poporului, de patriot, de sentimentul patriot. Sau există efectul bumerang. Un exemplu avem cu tineretul Germaniei, care a fost ocrotit, s-au îndepărtat de evenimentele produse în vremea lui Hitler, s-a cunoscut prea puțină istorie, până când tineretul actual a zis stop până aici, care este istoria noastră, care sunt strămoșii noștri? S-au apucat să cerceteze cu ajutorul unor profesori și și-au luat părinții la întrebări. De ce nu ne-a spus care este istoria adevărată? Când le-a fost rușine? Au ocolit perioada aia. Da. Este rușine, dar trebuie să suportăm că sunt ai noștri, dar trebuie să știm sau istoria. Sau petrecu lucrurile. Rușine, nerușine, te-ai spus adevărul, nu? Ce? Dacii au făcut numai lucruri bune, dar noi le scoatem pe cele mai bune, știți? Pentru că au făcut și lucruri rele și dacii. Ce credeți că nu mai scăpau și ei? Păi de ce le-a tăiat Burebista viile, nu? O dădeau cu șprițul, făceau prostie, mai acaparau și ei șpici pe colea. Nu i-a fost ușe de biserică nici dacii, dar noi trebuie să scoatem numai ce a fost bun pentru copii, ca să devină patrioți. Și mai repet încă o dată, nu poți fi un bun meșter dacă nu cunoști și nu iubești istoria. Păi cum să faci tu cu dragoste o furcă de tors dacă tu nu știi istoria ei? Nu știi semnificația, nu știi cum s-a pornit cu furca de tors. Și fiecare are câte o poveste așa de frumoasă, inclusiv furca de tors. Cred că mi-ar lua o săptămână să vă le povestesc pe toate. Și istoria lingurii, și a furcii de tors, și a păsării ăsteia care se numește binecuvântarea casei, nu cuc. Că v-am zis că am aflat... E fantastică legenda, dacă asta să vă... Dar e lungă, dar e foarte frumoasă. Poate să vă spun vreodată în altă emisiune. De exemplu, vă dau un singur exemplu. Am făcut o lingură. Și ne oprim. O să ne zicem prea mult. La un moment dat, cu cititul meu, am ajuns la mitologia geto-dacică. Și acolo am descoperit un cerb cu o picioare pe nume Șaraba, mă rog. Și am citit despre el. Mi-a plăcut așa de mult povestioara respectivă, încât am considerat că merită să o sculptez pe o lingură, să-l fac pe Șaraba ăsta pe o lingură, știți? Și are o legendă fantastică. Dar nu era dac, geto-dac cu Șaraba? Nu, mitologia geto-dacică. Nu se numea Șaraba. Ba da. Nu? Aia era la indieni? Partea cealaltă preluată? Nu, păi e și la indieni. Dar nu se numea Șaraba la geto-dac? Ba da. Vă arăt. La indieni, nu, e și la indieni Șaraba. Nu e numai, n-a fost numai la geto-daci, în mitologia geto-dacică. Cum? Cervideu, cervul cu... Cervideu, tot Șaraba, tot Șaraba e vorba. Cervideu era în paranteză, în traducere, cervideu. Dar Șaraba era de numire. Da. Păcuvă. În fine.
Am ajuns la șaraba ăsta și mi-a plăcut foarte mult legenda. Am considerat că trebuie să-l fac pe o lingură. L-am făcut, bineînțeles. Unde l-am prezentat, am spus și legenda, care e o legendă fantastică. El poartă pe coarne copacul cosmic al vieții, după cum se vede. Așa. Am redat eu așa cât de cât. Însă eu nu i-am făcut 8 picioare, am făcut 4 ca să fie arate acerb. Știți că da. Cu 8 picioare arată șopâr la altceva. Așa. Numai acerb nu. Numai acerb nu. Și când le-am povestit legenda, le-a plăcut foarte mult și la Muzeul Satului. Și, deci are o legendă fantastică. Bun. Dar acum eu nu m-am mulțumit cu atâta. Am apelat imediat la domnul director, fiind prietenul meu, știam că nu mă refuză, fiind istoric, domnul director, uitați, am descoperit un cerb, șaraba, uite, l-am făcut pe o lingură, așa, ce e cu el, ce învârte șaraba ăsta? Și dânsul a scos o documentație întreagă despre șaraba ăsta. Ca mai nou, să aflu tot de la dânsul, că e iscoditor, e să dăznoade, sau cum să zice, ațaia, așa. Și că mai are două legende, de fapt. Nu numai asta, care eu știu, varianta asta cu copacul cosmic al vieții și cu că a fost mâncat de câinii lui Acteon, pe care l-a metamorfozat Diana în cerb, e mult de povestit, ce să așa. E, dar e frumoasă, e fantastică, știți? Păi că de-aia v-am zis că fiecare... Păi dacă Mata a avut în vedere numai interpretarea greacă. Băi, aia e cea mai frumoasă, aia mi-a plăcut. Eu nu scot în evidență, numai ce e frumos, nu v-ați convins cu daci. Ce e urâtic lor, dau la o parte. Și ți-am arătat să, deci că există, există cerbul cu 8 picioare pe tezaurul de la Agi. Da, este, cupă, știu. Așa. Și la noi de ce avem îi spuneam șarpele în mitologie, în păi motivele? Pentru că acest cervideu, tot despre asta e vorba și cu șarpele. Când se urinează în gaura șarpelui, șarpele iese afară, îl mănâncă și de când în când vomită venidul respectiv. Iată de ce e șarpele în toate motivele astea. Vedeți, asta n-am mai știut-o. Eu știam varianta asta. Pentru că se pare că acest mit este, unde copacul ăsta este bradu, este mit geto-dacic și care s-a extins având în vedere fabuloasa civilizație care bine, este a dacilor, s-a extins și la ceilalți. Bine, domnule, și acum vă întreb așa, ca necunoscător. Ați pomenit de India. Știu și eu că venerau și indienii. Dar ce reprezenta practic la ei șaraba, la indieni? Tot copacul vieții, că e aceeași esență. Numai că sunt și sub aceeași formă, cu 8 picioare, cum era la geto-daci? Da. Ca simbol, cum era el da. Prezentat la indieni? Tot cu 8 picioare, tot așa? Da. Și aceeași legendă cu... Nu, deci copacul cosmic? Nu, fiecare a avut cu interpretare. Varianta lui, nu? Exact cum există mitul... jertfei creației în Balcan. La noi avem cu construcția mănăstirii. Da, da, da. Alții au bulgarii cu construcția unui pod. Am înțeles, da. Deci sunt lucruri diferite. Deci, aceeași... Cercetătorii zic că dacii l-ar fi extins. Acum nu poți să spui treaba asta. Că... Eu prima dată l-am găsit în mitologia geto-dacică când am citit. De o șarabă, ala cu o picioare care... Ai luat interpretarea cealaltă cu Acteon, cu... Aia mi-a plăcut cel mai mult, varianta aia cu Acteon. E, bine. Păi ce, nu vă se pare cea mai frumoasă? Nu, cea mai frumoasă este tot a dacilor. Fiecare cu părerea aia, lui. Bine, aia grecilor cu Acteon. Important este să reținem esența. Aia cu Diana și aia grecilor, dar mi-a plăcut foarte mult, e fantastică. Când o surprinde Acteon pe Diana făcând baie și muritorii n-aveau voie să vadă o zeiță, și slujitoarele ei o acopere să nu o vadă ăsta, asta ia o mână de apă și îl stropește și îl transformă în cer. Păi cum să nu-ți placă, Doamne? Ce să mă gândesc la alte variante? Înțelegeți? Eu am mers pe varianta asta și automat că la toți care am prezentat-o le-a plăcut fantastic. Păi la Muzeul Satului mi-a adus doamna Cristina Liberis grupuri de copii, mi-a adus și un grup de nevăzători, să le spun. Săracii ce le-au plăcut, le-a plăcut legenda cu... Ei nu vedeau, dar pipăiau lingura. Da. Dar le-a plăcut cum le-am povestit. Că în momentul când vezi că cineva absorbe povestea respectivă sau îi place,
parcă îți dai drumul așa și mai bagi și de la tine. Așa mai... Deci, vezi, eu i-am sugerat meșterului că la fiecare proiect pe care îl are cu lingura să aducă, dauge și o legendă și informații. Și, drept urmare, și cu asta eu îmi închei, eu am și trecut la fapte și o să apară tot în, deja sub tipar, și o să apară în septembrie sub lacrima Eminescului. Dumnezeu este domnul Eminescu. Această carte s-a născut datorită la trei oameni. Baciu, Rodo și George Rotaru. Eu sunt coordonatorul, Rotaru editorul și ia uitați-vă asta cine ilustrează cartea. Frumos. Pentru că lui Eminescu i-a plăcut atât de mult folclorul și noțiunea de țăran și țăranul ca atare, încât ar fi fost și păcat să nu introducem aceste linguri care țin de majoritatea dintre ele și sunt alese, ilustrează motive din folclorul și din tradițiile românești. Reprezintă identitatea noastră. Vă dați seama ce ar mai fi scris Eminescu despre maestrul Rodoș dacă avea ocazia să se cunoască? Vă dați seama ce să fi cunoscut. Da, deci eu am scris aici aceasta. Ce onoare ar fi fost pentru mine să măcar să-l văd așa deci la 10 metri. Am și scris aici. Această carte apare sub îngrijirea lui George Baciu, picurată din lingurile meșterului popular Ion Rodoș, editată de George Rotaru și păstrată în cămara de duminică a sufletului dumneavoastră, dragi cititori. Frumos! Și care vă fac cadou până apare cea de tipărită. Mulțumim foarte mult. Ea cuprinde, de fapt, niște lucruri mai puțin știute despre Eminescu. Faptul că era foarte bun înotător, ce făcea Trăznăi când era... Lucrurile bune despre care s-au omis, care s-au ocolit despre Eminescu. Că așa suntem noi românii. Tot ce e bun despre poporul nostru se ocolește. Maestru Rodoș are ce are cu lucrurile bune, trebuie scoase în evidență. Păi, doamnă, dar trebuie alte popoare cum și le scurt. Corect. Păi ce-au fost ai noștri mai răi ca alții? Păi vreau să vă dau exemple, eu consider că multe lucruri de acolo ar trebui să le știm, mai ales că sunt unii care încă îl înjură pe Eminescu și după atâția ani. Habar n-am despre ce e vorba. Așa, da. Și cartea asta s-a născut, de fapt, a fost la o idee, așa, într-o discuție cu cineva și care tot pe mine spunea Eminescu, poetul național. Și m-a deranjat această formulare. Cum poetul național? Deci, numai poetul național. Poet național poate să fie și Alexandric, poate să fie poet național. Este insuficient spus. Ar trebui să spunem că Eminescu este cea mai frumoasă personalitate pe care a putut să o dea acest pământ. Și acolo veți găsi, după articolul prea covios, prea înalt lui Calinic, Eminescu este viu, care este superb și cu care începe cartea, un articol al meu pe care l-am scris și am pornit de la ideea că Eminescu este nu numai poet, ci că este un geniu adevărat. Și acolo am ilustrat cum a vorbit despre teoria relativității înaintea lui Einstein, Eminescu, așa, de la o sesizare al unui român, și faptul că a folosit teoria Big Bang-ului cu 50 de ani înainte de a apărea, pentru că citise Rig Veda, faptul că a vorbit de noțiunea de an-lumină cu 100 de ani înainte de a apărea această noțiune, deci iată, Eminescu era chiar foarte bun cunoscător și spune foarte clar și faptul că tot ceea ce cunoaștem noi despre astre este o imagine dusă deja. Cum ar fi, de exemplu, la steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă, că și mii de ani au trebuit luminii să ajungă. Iată ce frumos înțelegem noi de la Eminescu, dacă citim pe Einstein trebuie să fim documentați, nu? Și cât de simplu a explicat. Și cât de simplu a explicat. Versul ăsta, da. Cât de simplu și ce ușor e de înțeles. Și printre altele aveți Cristenița unde s-a botezat Eminescu, ideile lui despre creștinism. Deci lucruri mai puțin vehiculate. Da. Care am considerat că e foarte bine să le cunoaștem pentru a-l înțelege mai mult pe Eminescu. Da, domnilor, mă bucur tare mult că am avut ocazia să stăm toți trei la masă și pe lângă minunățile astea pe care le-a realizat dumneavoastră, ne-ați prezentat și lecții de istorie adevărate. Adică am avut o emisiune, cum să zic, cu mai multe subiecte. Doamnă, am pretenția că suntem români, trebuie să ne placă istoria. Trebuie. Vrem, nu vrem,
Trebuie să ne placă. Iar unii ca dumneavoastră ne fac pe noi, cei mai tineri să zicem, ne fac să îndrăgim mai mult istoria după modul în care dumneavoastră o prezentați. Tocmai asta zic, după modul în care dumneavoastră o prezentați. Să fiți mândră, nu? Da, ne atrage mai mult. Da, mă bucur foarte mult că v-am întâlnit, că am avut ocazia să stăm de vorbă. Mă bucur că ne-ați și telespectatorilor Clar TV le-ați prezentat așa cum a decurs această pasiune a dumneavoastră pentru sculptatul în lemn. Ați avut și o mulțime de realizări și expoziții, o lume întreagă v-a văzut și ne mândrim cu dumneavoastră că sunteți aici aproape de noi. Nu numai că sunteți români de al nostru, dar sunteți de aproape, adică în Ucșoara, la doi pași de Câmpul Lung, unde avem studioul și de noi, în general, unde locuim fiecare. Hai să vă mai spun ceva în premieră. Spuneți-ne. Afară de proiectul care urmează, după el am mai gândit încă un proiect. E vorba de o întoarcere în timp cu cel puțin 200 de ani. Wow! Va fi o expoziție de artă tradițională pură, de obiecte tradiționale foarte, foarte vechi. Deja am pregătit materialul, dar e suficient, vă spun la momentul. Da, atunci vom încă n-am terminat proiectul de fapt, religios. De fapt, nu trebuie să ne mândrim cu domnul Rodoș. Domnul Rodoș este un român, așa cum ar trebui să fim fiecare dintre noi. Și de ce m-am apropiat de domnul Rodoș? Și pentru că eu am gândit dinainte și am fost convins că istoria națională este de fapt istoria locului. Domnul Rodoș vine cu tradiția care este a locului. Asta este cultura noastră. Cultura la nivel general înseamnă istoria, înseamnă cultura de la Nucșoara, cultura de la Domnești, cultura de la Curtea de Argeș, deci toate acestea. Pentru că la noi s-a produs fenomenul de enclavizare a culturii, adică cultura s-a format pe arii geografice, zonale. Și astea dau un ansamblu istoria și tradiția la nivel național. Nu vorbim așa la modul general de istoria națională, pentru că de aceea în fiecare an când se deschide anul școlar, un profesor de istorie care se numește George Baciu se duce cu cei mici de la clasa 3-a, clasa 4-a, în fața casei de cultură unde există trei statui care reprezintă trei personalități ale Domneștiului. Domnișteni. Și ca de fiecare dată când trece pe aici, și așa, va fi cel tânăr, sau va fi o montată firea, va trece mândru și țanțoș prin fața acestor trei statui care înseamnă Petre Ionescu Mușe, Alfons Popescu și Luca Paul, ei au dat identitate acestei comune. Și el trebuie să știe. Așa cum își stimează părinții și ceilalți. Deci asta înseamnă atât, e foarte simplu. Și dacă îi facem pe copii să înțeleagă lucrul ăsta sau să înțeleagă exact ce ne-a spus în șapte secvențe, șapte linguri, eu și cu domnul Rodoș, că de fapt imaginația dumnealui a fost, eu n-am făcut decât să intru și să o explic, vom fi siguri că țara asta are bază în continuare și va rămâne. Asta este, nu trebuie să-i vorbim așa la modul general, adică deschid cartea de istorie și găsesc Vlad Țepeș. Știți, Vlad Țepeș este vorba de un personaj găsit în legende cu Dracula. Deci asta îmi spune mie despre Vlad Țepeș. Cum e posibil așa ceva? Deci am găsit în carte de istorie aprobată de Ministerul Educației. Vă întrerup un pic că m-ați răcăit cu Vlad Țepeș. Lucram artă tradițională și artizanat pentru cineva la Bran. Avea magazin, vă spun de mult eu ce vă spun, 20 de ani de zile. Și avea magazin și avea mare succes cu Dracula, cum exact ce zice domnul director, știți, sub formă de vampir. Da. Și eu îi făceam marfă, eu dădeam la angro, din sculptură. Și eu dădeam la angro și îmi zice odată, uite că ai treabă, fă-mi vreo 50 de bucăți cu Dracula, vezi ce model faci tu, așa cum îl compui tu. Și îți dau, mi oferea bani frumoși. I-a zis, nu te supăra, eram la mine aici în curte, venise după marfă. Fă, nu te supăra, chiar dacă mai dai de lucru, chiar dacă nu mai dai, eu nu-mi bag joc de Vlad Țepeș. Păi cum, că îți dau bani? Nu e dracu de bani. Iau bani pe ceva care merită și care îmi place. Da. Eu nu-mi bag joc de Vlad Țepeș. Nu înțelegea de ce nu vreau eu să-i fac pe Dracula. Nu fac doamne așa. Vlad Țepeș a fost un mare domnitor. Să uita la mine și te bă, dracu țăran, ce deștept se dă și o fi zis în mintea ei, știți, că nu înțelegea de ce. Și nu am vrut să fac. Deci dacă ăștia au făcut din istoria noastră ceva vandabil,
Da, l-am spus pe frate, ca să vindem, deci ne vindem istoria. Da, da, da. Ca să ia bani pe și străinii râd, ce credeți că? Toți străinii știu de vampir, știu ce. Da, ce... atât. Castelul din Carpați, da, unde da, era da, vampir da, Dracula. Da. Și când îi spui, bă, de fapt, Dracula era Drăculea, pentru că tasul fusese decorat cu un dragon și n-au înțeles ei ce înseamnă la dragon și la urmă, și a zis că e Dracu și ăsta este Vlad Dracu. Și de acolo, de aici, până a fi, al face vampir, sunt legende germane, săsești, așa, despre ce a datorită faptelor lui, este o diferență foarte mare, deci nu are nicio legătură cu... Domnule, tu știi ce concluzie am tras eu? În perioada aia, Vlad Țepeș nu avea altă soluție mai bună decât țeapa ca să pui lucrurile în ordine. Corect. Nu au găsit altă soluție mai bună și cred că nici nu există altă soluție mai bună. Păi vă dați seama, dacă în ziua de azi să fac atâtea prosede, da, păi atunci când lumea era incultă, era needucată, vă dați seama cum se purtau, se comportau, nu? Da. Cum jefuiau, cum ce nenorocit făceau. Hai să ne oprim aici, că ar fi multe de vorbit. Da, mă rog. Da, facem două emisiuni. Da, și de sincer vă spun eu, nu, da. Și nici nu accept. Am bine mor de foame. Am mâncat în viața mea și cartof gol și ceapă goală. Pe onoarea mea de om, cu gealacă și mușcand în ceapă de foame, că nu mai putem. E, dar nu mi-aș bate joc de un domitor de-al nostru, mai ales de Vlad Țepeș. Doamne, unde ar veni unul acum? Da. Păi da. Cum să-ți bagi jos, să iei bani? Doamne, fac o floare, fac un șarabă, fac un... Orice, dar nu aia. Ați înțeles, nu? Da. Păi da. Felicitări pentru ceea ce faceți, să vă dea Dumnezeu sănătate mulți ani de acum încolo, să mai faceți lucruri cel puțin la fel de frumoase. Mulțumesc. Și să mai auzim de dumneavoastră în multe zone ale țării, chiar și peste hotare, să mai aveți ocazia unde lumea să... lumea datorită dumneavoastră de mine, ca altfel. Datorită nouă, dar și clar datorită talentului dumneavoastră. Într-adevăr, sunteți și noi acolo un mijloc prin care vă ajutăm să vă promovați, dar talentul aici e. Am talentul ca talentul. E vorba de dragostea și sufletul după care le pui. Aceeași dragoste și același suflet să puneți și de acum încolo. Mulți ani. Vă dați seama că nu pot altfel. Felicitări încă o dată. Vă mulțumim că ne-ați primit aici în muzeul dumneavoastră și unde am avut ocazia să vedem o mulțime de lucrări deosebite, unice, piese unicat. Rămână, mulțumesc. Și să ne vedem cu bine și data viitoare să ne prezentați noile proiecte. Să dea Dumnezeu, să fim sănătos, să le ducem la bun sfârșit. Mulțumim și domnului director că ni s-a alăturat și ne-a împărtășit ați avut noroc multe informații. Aici, da, da. Dacă așa spunea plecat, nu stătea. Dacă spunea că veniți, a fost o surpriză și pentru dâns. Cum și dumneavoastră ați avut și noroc pe lângă talent cu oamenii care v-au făcut cunoscut. Da, da, și noi am avut noroc să-l întâlnim astăzi pe domn director aici. Nu știu, cred că Dumnezeu face în așa fel ca să te întâlnească. Adică doi oameni cu aceeași pasiune, cu aceeași... Sigur, el le pune cap la cap. Mereu mă duce cu gândul și pe dânsul, am discutat toată, la prietenia între Eminescu și Creangă. Știți? Nu, mă gândesc că Dumnezeu așa are câte o sarcină pentru fiecare. Cu siguranță. Și spune, tu faci aia, tu faci. Eu imaginez că de fiecare dată când scot câte o carte, Dumnezeu mi-a pus așa... Și trebuie să o scrii și pe asta, trebuie să o faci și pe asta, așa. Așa mi-am imaginat eu, poate nu este așa. Dar în orice caz, o sarcină precis avem aici de a face ceva. Da. Pentru că altminteri nu îți însemnezi cu nimic existența, nu? Corect. Ce lași în urmă? Da, haideți să vă spun una și mai hazli așa. La un moment dat noi ne-am mai comparat și cu personaje din poveste, amândoi. Când ne-am dat la Șelaru atunci, domn director a pus GPS-ul, știți? Mergem, ne întoarcem după GPS. La un moment dat GPS-ul ne-a băgat pe niște coclauri, nu știam cum să mai ieșim. Și ne uitam unul la altul, eu mă asemuiam cu Păcală și domn director cu Tânda, adică cu Ion și cu Gheorghe. Da. Se uita la mine, domn director, eu parcă și Ion, zice și eu Gheorghe. Știți, Gheorghe cu Ion. Da, în da. Păcală, am început să râdem amândoi. Până la urmă am dat de cap și am ajuns, știți, dar... Vedeți, ajungi și la momente de-astea când te compari cu personajele de... Da, sunt situații. Că, uite, nu am vorbit despre asta, ați amintit la un moment dat, dar, nu știu, ne-am luat cu alte subiecte. Și copiii dumneavoastră lucrează în acest domeniu, ați spus. Da, v-am zis, fata deja a luat atestatul acum cu mine, băiatul cel mare, tot așa, sunt talentați, tot ca și mine.
Deci merge mai departe meseria? Ați avut cui să predați în siguranță? Nu, nu se pune problema. Noi exclusiv din asta trăim, deci nu... Deci numele dumneavoastră va dăinui mulți, sigur, zeci de ani de acum nepoții, încolo. Nu. Deja nepotul cel mare are trusă de dălți, am făcut trusă. Foarte și frumos. Și azi a cioplit cu mine la o bâtă, pe cuvânt de onoare. Foarte frumos. Până să vie domn director, a cioplit cu mine. E frumos, e frumos așa. Bun, încă o dată mulțumim că ne-ați primit aici, felicitări pentru tot ceea ce faceți și să ne revedem cu bine data viitoare, poate chiar în aceeași formulă, toți trei. 100%, toți trei, da. Să fim sănătoși și să scăpăm de COVID. Doamne ajută! Să fim optimiști că totul va fi bine. Trebuie să fie bine dacă ne dorim să fie bine. Hai, trebuie să fim optimiști, să avem încredere în Dumnezeu și ne ajută și scăpăm și de COVID ăsta. Toate cele bune transmitem și telespectatorilor Clar TV și să ne urmărească în continuare.